profesorii îmi spuneau, a, tu nu o să ajungi de chair, ești un volant. În 5 minute ritmul tău cardiac, știi cum e? <fie> nu există să te duci doar pe sport să renunți la școală, nu există să te duci doar pe școală să renunți la sport. Când m-am lăsat de lupte, am intrat într-o depresie super urâtă. Am luptat vreo 3 ani cu ea. Cei care au ieșuat, au ieșuat pentru că au perfecționism. Dă-ți timp suficient, acceptă-te, dă timp suficient în orice chestie. Bravo pentru zilele în care ți-a fost lene să vii la antrenament și ai venit la antrenament. Oameni buni, vă salut, eu sunt Dr. Mihail, iar voi sunteți la un nou episod din această serie de podcast cu invitat Boabe de Cunoaștere. Astăzi vreau să vorbim despre sport. Acest sport e atât de interesant, pentru că toată lumea știe că e bine să faci sport. Ne propunem de regulă la începutul anului să facem mai mult sport, dar uneori, undeva, această promisiune se rupe. Astfel, Uh, acest podcast, acest episod este pentru tine dacă ești începător, dacă nu faci sport deloc și vrei să te apuci sau dacă faci sport dar ai vrea să te duci într-o performanță mai bună, dacă îți propui să faci sport uh, și te lași deodată și nu știi cum să continui, cum să-ți capeți uh, disciplina, motivația... Despre lucrurile astea o să vorbim astăzi uh, cu un fost atlet de performanță, fost component al loturilor de lupte, care au reprezentat România pe cele mai înalte trepte la nivel european și mondial în sponturile de contact. 140 de meciuri câștigate, 3 meciuri pierdute uh, și în prezent este antrenor de CrossFit și fondatorul sălilor de lupte The Beast Team. Și când zicem The Beast, toată lumea știe cu uh, Alexandru Codiță. Salutare omule! Noroc. Mă bucur să te văd! Un subiect foarte important și tu ai 24 de ani, nu? 24, mâine-i fac. Ok, la mulți ani atunci, Mulțumesc, în, în avans. mâine uh, facem. Îmi place foarte mult evoluția ta și ce am citit înainte de de acest podcast, m-am documentat puțin mai mult. Mi-a plăcut uh, energia pe care ai avut-o la medicul când ai fost invitat și ne-ai povestit despre contact, despre agresivitate, despre apărare, în. Uh, um, place cum uh, ai atins toate lucrurile astea la o vârstă uh, destul de mică, aș zice. Uh, și asta e întrebarea mea, prima mea întrebare către tine. Ce te-a determinat pe tine? Cu ce, uh, ce te-a determinat să te duci spre performanță și cu ce beneficii și restricții a venit ea pentru tine? Ce m-a determinat să mă duc către viața de sportiv de performanță, adică da. alegerea asta pe care uh -huh. am făcut-o încă de mic. Da. Uh, sincer să fiu un factor principal a fost faptul că am crescut un Pantelimon în București. Okay. Și am avut o copilărie destul de grea acolo, cu băieța, și prin cartier, cum ar veni. Crezi că e necesar și... asta ca să te duci spre performanță? Sau crezi că asta a fost singurul factor, faptul că trebuia să te aperi și a fost mai greu? Uh, nu. Deci, ce vreau eu să spun este că am ajuns în sala de lupte datorită tatălui meu, pentru că nu mai suporta ideea de a veni acasă mereu bătut și fără bicicletă, și fără, mereu trebuia uh. să ducă să-mi recupereze <laughs> jucăriile, cum ar veni. Da. Și m-am împins către un sport nu neapărat un sport de contact, da. și am ales cumva judo, când eram mic treaba uh -huh. asta. De multe ori le-am spus că nu am copilărie, că voi mergeți la antrenament, că așa mai departe, că nu știu cum, un mic șantajist emoțional, încercam uh -huh. să-i fac pe toate părțile, dar nu mi-a mers cu tai că și a continuat să mă duc, că mi-a okay, nu vrei să faci judo, faci al sport, dar eu vreau să stai într-un sport. Ok, foarte tare. Și a început să-mi placă treaba asta, judo. Am văzut că mă descurc și pur și simplu am început să particip la competiții. N-am avut o direcție, adică să zic, sau ta tai că mi să-mi spună, bă, tu te duci 100%, vreau să ajungi campion, sau a venit pur și simplu nativ, nu știu, o chestie cât se poate. Adică n-am stat niciodată la masă cu taică -mi, să zic că ăsta e planul meu sau... Pur și simplu a venit nativ. La vârsta de 15 ani, în schimb, am știu clar că eu vreau să trăiesc din lupte. Adică mi-am dat seama că eu vreau să fac o carieră din treaba asta, că urmează să sacrific multe aspecte din viața mea ca să ajung acolo unde, unde îmi doresc. Uh -huh. Pe partea asta. Ok, și ai continuat după 15 ani să faci, practic, lupte? Da, de la 15 ani pot să zic că nu mai era eu care mă pușuia. Eram eu care pușeam pe toată lumea, la modul nu mai vreau să mă mai duc la școală, nu mai vreau, nu mai vreau, nu ce puțin să mă duc în zona cealaltă, eu nu mai vreau să mă, mă duc la liceu, eu vreau să fac numai antrenamente, trei antrenamente pe zi, două antrenamente pe zi, eram numai acolo. Și apoi a apărut echilibru din partea părinților care mi-au zis, până acum te-am pornit greu spre sport, acum văd că trebuie să te aducem înapoi la școală, că văd că nu mai îți faci treaba cum trebuie. Da. Și datorită părinților mei am reușit să merg în paralel cu ele și am descurcat excelent. E să greu să mergi în paralel cu Este mai ales pentru că școlile noastre, profesorii din școlile noastre nu sunt atât de deschiși și, de exemplu, eu am fost într-unul dintre cele mai bune licee de matematică în informatică și în același timp veneam cu ochii bușiți, gâriat pe față, fiind campion european sau mondial, mă să spărgeam cu băieții pe la meciuri și când veneam la școală, nu mai critici. Adică dacă aș fi fost un copil slab de îngeri, care nu aș fi primit încrederea de la părinții mei că fac ce trebuie, probabil m-aș fi mutat la o sportivă, așa cum spuneau toți profesorii, nu toți, majoritatea profesorilor mi-au tu ce să cauți la școala asta. Uhum. Școala asta e mult prea bună pentru tine. Iar în clasa 12, de exemplu, chiar mi s-a spus, liceul avea 100% probabilitate la bac. Eu din clasa 9 până la 12 am avut scutire de sportiv, fiind component al olimpice. Nu prea veneam la școală, eram o mare parte la europene, la mondiale, mereu plecat a, de la bac, adică ai da, din, Nu, 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 nu cum... de la BAC, aveam nu. scutire de la școală. A adică la din școală. clasa 9 până la 12 nu prea am frecventat atât de mult. Veneam doar da. la examene, adică la teste, la teze și ce mm -hmm. mai trebuia să-mi iau notele. În mm -hmm. rest acasă, meditații și așa mai departe, să pot să fac în rest, mă foarte mult pe antrenament. Doar că, ți-am zis, din clasa 9 până la 12 am avut foarte multe bariere din partea profesorilor. Tu n-ai ce să cauți aici, tu n-ai ce să cauți, tu n-ai. Și mă, când mi-a venit bacu mm -hmm. bacul cu 950, m-am dus direct în cancelare, l-am pus pe să zic, uite, că am și campion mondial la ăsta și am luat și 950 în bac. Și <laughs> okay. a fost uh, demersul cel mai bun. Adică acolo mi-am dat seama că chiar poți și asta le spun și copiilor pe care îi antrenez, mergeți cu ele în paralel că se poate. Adică vă garantez eu că se poate. Dacă am putut 100% puteți și voi. Nu e Chiar și în performanță. Chiar și în performanță. Și faza e că lucrurile astea trebuie să meargă mână în mână neapărat. Adică nu există să te duci doar pe sport și să renunți la școală, nu există să te duci doar pe școală și să renunți la sport. Adică lucrurile astea au nevoie unul de altul. Te ajută oare și școala și dezvoltarea asta intelectuală în sport? Da, ce m-a ajutat pe mine foarte mult a fost matematica și chestia asta o aplic și în viața de zi cu zi, nu numai în sport. Adică mm -hmm. matematica îți dezvoltă capacitatea de a gândi foarte bine logic și de a te duce, adică faci asta, faci asta, rezulta asta. Faci da. asta, faci asta, rezulta asta. Iar în lupte, deși multă lume nu înțelege exact ce se întâmplă acolo, ei cred că sunt doi oameni care se duc și se bat, e foarte multă matematică în spate, sunt multe variabile, sunt multe situații, procentaje, adică tu gândești, adică eu în timp ce mă bat, de exemplu, zic care sunt șansele acum, ai arunc o stângă, intru pe coapsă, am intrat pe coapsă, îl face apărarea, după ce a făcut apărarea, eu trebuie să ies în partea, adică tu deja e ca un joc de șah. Tu înainte să lansezi un atac către adversarul tău, deja ai, fac asta, el face asta, eu fac asta, păi face asta și eu închei cu asta. Cât de tare mi se pare. Și asta este de fapt aplicabilitatea matematicii ceea ce școala, ce puțin în cazul meu, a ieșuat foarte mult să să ne explice, băi copii, facem aceste funcții, facem aceste aceste fracții, facem aceste ecuații cu necunoscute dar de ce le facem? Că tu nu o să ajungi în viața reală. Eu astăzi nu mai fac acele funcții, dar funcțiile alea îți dezvoltă creierul în a gândi lucruri complexe, Cat, în a maric. vedea o, o înșiruire de ecuații care, pur și simplu, îți dezvoltă creierul. Adică creierul tău e un motor care da. devine un motor mai puternic și este ca un, ca un procesor de calculator care poate să proceseze mai mult exact. într-un timp exact, mai Exact. La sport asta trebuie. Adică îți trebuie reacție la secundă, mai ales uh -huh. în cel mai dur sport din lumea asta, MMA, unde intri cu un alt tip în cușcă și trebuie să te bascul. Adică ai nevoie un șah unde dacă ai făcut o greșeală Poți o iei Ar pe trebui să introducă în curicula de pregătire la sălile de lupte și matematica Sincer să fiu, da. Deci eu spun sincer, Codița Alexandru la 24 de ani este produsul matematicii din clasa 12 pe un profesor pe care l-am avut și am făcut imitații cu el și el m-a făcut să iubesc matematica și luptele. Matematica împreună cu luptele m-au format, spun sincer. Adică eu pe asta mă ghidez. Viața mea este numai de... Am primit încrederea necesară din sportul de contact pe care l-am făcut uh -huh. și am primit practic cealaltă unealtă de a mă descurca în viață din matematică. Da. Adică eu fac totul matematic, chiar și orice relație de prietenie, am totul pe matematică. Uh -huh. Le așez frumos calculele și îmi dau seama cum funcționează. Iar în lupte 100% ce m-a ajutat să ajung la performanța asta la amatori este 100% matematica. Adică uh -huh. cred că am avut un IQ fight peste cei cu care m-am luptat, pentru că am avut luptători mai tehnici decât mine, mai puternici decât mine, mai experimentați decât mine, dar cumva am știut să joc cărțile în așa fel încât să-l duc în zona în care am vrut eu să-l duc, știi? Și mereu. Alți, adică, îmi dau seama de chestia asta pentru că unii intră în meci și au o tehnică și pe aia vor să o facă. Eu asta fac, știi? Da. În schimb, eu am o tehnică pe care vreau să o fac, dar îți mai dau încă 3-4 care să te duc acolo. Știi? Mi-aș uh -huh. terenul frumos, mă duc în turn, mă duc, te las să greșești și pe am ajuns unde am vrut. M-am uitat și eu la câteva meciuri și am văzut că este foarte multă. De, de foarte multe ori e mai multă strategie decât forță sau tehnică pentru că poți să faci lucruri care să te obosească. Um, um, adversarul... Da, sunt foarte multe. E un game plan. Adică tu trebuie să... Ai, înainte să te bas cu cineva la profesioniști, ai trei luni de zile în care, pe lângă faptul că te antrenezi, studiezi. Uh -huh. Și anume, tu cu toată echipa ta, cu antrenori, cu colegi și așa mai departe, vă uitați la meciurile adversarului tău, cu canițelele frumos în față, și fiecare caută punctele slabe. Adică când a lovit croșeul, lasă mâna jos. Când ai intrat pe coap să intră fără să-și apere fața. Și tu atunci lucrezi cele trei luni de antrenament de pregătire strict pe greșelile lui. Adică tu nu te mai antrenezi ca și luptător să evoluezi, tu te antrenezi specific pe greșelile acelui luptător. Și practic tu în meci completezi orice greșeală pe care eu o are. Adică tu îți faci stilul exact pe greșeala lui. Asta se întâmplă într-o pregătire de profesionist cu un mediu bun. Mm -hmm. Adică când ai toată echipa, un staff este super bun, știi? Da. Adică treaba asta am văzut-o Moldova când m-am antrenat cu Ion Cuțelabă de luptător în UFC de se luptă Oamenii asta făceau. Își studiau adversarul de când intra până ieșea din ring. Adică făceau treaba asta. Și un alt lucru esențial, că de asta spun că nu e doar bătaie, cele trei luni în care noi ne pregătim pentru meci, într-adevăr, băgăm multe tehnici în arsenalul nostru ca și luptători. Dar în alea trei luni, de fapt, noi ne pregătim mai mult psihicul. Pentru că ai nevoie de foarte multă încredere în tine să intri în ring cu un om la fel de pregătit ca tine, cu care urmează, mai ales dacă e la egal cu tine și știți că sunteți la fel, urmează un meci rău. Adică e clar, nu dacă te bați pentru centură, să urmează 5 runde de 5 minute. Imaginează-ți, până la urmă, lumea din exterior știe se gândesc, a, ce se bată așa se bat 5 minute. În 5 yeah. minute ritmul tău cardiac știi cum e? <tus> <tus> nu mai înțelegi nimic. Deci crede-mă, ajungi în unele situații, tu de fapt ce se întâmplă? În meci te lupți atât cu tine, cât și cu adversarul tău. Dar în primul rând te lupți cu tine. Pentru că apar momente în timpul meciului în care cedezi. Adică obosești da. Te dor chestii, orice luptător are accidentări. Adică eu nu mai m-am luptat, cred că de la 14 ani fără o accidentare. Mereu te duci te lupți accidentat că n-ai cum să te refaci atât de ușor. Și ce vreau să spun este că în meci apare chestia asta, știi? Îți apare efectiv jumătate de creier care îți spune e timpul să cedăm, să da. suntem rupți. Uh -huh. E ok, acceptă înfrângerea, e ok, pierzi un meci, te duci acasă, stai liniștit. Și cealaltă jumătate de creier care îți spune e toată familia ta aici, ăsta te bate... Nu există varianta asta, adică n ai cum să te faci de râs, nu are cum, trebuie să ne ridicăm și de fiecare dată tu mori și renaști într-un meci, cred că de 5, 6, 7, 8, 9, 10, poți să și de 50 de ori, depinde cât de mult este pregătit adversarul tău. Și o chestie foarte tare care pe noi ne ajută să depășim aceste bariere psihice în timpul meciului sunt băile reci. Adică okay. în pregătirile noastre, pentru că ce se întâmplă, tu când faci o baie rece, practic sunt două lupte cu psihicul tău acolo. Este mm -hmm. lupta de a intra și lupta de a rămâne. Și în momentul în, în, în care. Cald. Știi că exact că și tu faci chestia Eu pierd a doua luptă, de regulă. O pierd destul de rapid. Să rămâi? Să rămâi. Da, e, da, da. Uite, știi, chestia aia, noi acolo, acolo încercăm de a rămâne, de acolo ne vine nouă puterea. De acolo ne vine disciplina, să spun așa. Cred, tare, la asta vine. nu m-am gândit. Da, adică noi de fiecare dată, uite, eu, de exemplu, când m-am pregătit anul ăsta, m-am bătut la semi-pro, la început, la în februarie, la începutul anului. Mm -hmm. Și veneam după pauză destul de lungă în care n-am mai intrat în cușcă să mă lupt. Da. Și psihicul meu nu era tocmai pregătit, pentru că mergeam mult în zona de dopamină chip, adică mă bucuram din chestii ușoare și când te bucuri din chestii ușoare e foarte greu să te duci să faci o pregătire. Dopamină chip, ai zis. Ce înseamnă Dopamină uh, chip. După chip înseamnă alegerile ușoare din viața ta. Adică să te bucuri de o țigare, să te bucuri de un dulce, un zăhărel. adică lipsa de productivitate aș putea să o definesc, știi? Uh -huh. Adică practic creierul tău Caută fericire în lucrurile foarte ușor, ușor de, de obținut. Okay. Și atunci să faci niște lucruri mărețe e destul de greu pentru creierul tău, că nu găsești satisfacție în ele. Știi? Mm -hmm. Și ca să pot să mă setez, să pot să mă duc să mă lupt, punctul meu foarte a fost băile reci. Adică eu pe 27 decembrie eram la Lotrișor, în Vâlcea, la minus 7 grade, am intrat în cascadă. Okay. Să intru acolo. Am mers vreo 2 km până am ajuns acolo, ia 2 km. 2 grade, 3 grade, cât. Erau vreo minus și, erau cu minus. Ai, erau, minus. Știu, erau minus. da, okay. era minus. Era efectiv, m-am dus cu un prieten, am mers 2 km până am ajuns acolo și a 2 km eram în mintea noastră, nu mai du-te vinul. Hmm. Adică, bă, noi oare știm ce facem? Mai era un prieten cu noi care i-ar de mișto, bă, măcar dacă mă uitam la niște de de prim ajutor să vă acord, poate faceți un infar, zic bravo, ne ajut de, de... perfect. Da. Dar ideea e că Momentul acela chiar a fost un botez pentru mine. Adică mi-a dat switch instant la creier. Pentru că până atunci chiar începusem să fumez. Eu, care nu am fumat toată viața mea, eram într-o perioadă stresantă și începusem să fumez vapuri, tot felul de prostii. Da. Îți-am nevoia să mă relaxez cumva, știi? Și, e, efectiv, bucuria mea era cafeaua și vapuri. Da. Și mi-am dat seama, bă, stă că nu se pupă cu nimic din ce am făcut eu până acum în viața mea, știi? Și ai reușit să te lași prin Credem că în momentul în care am intrat în apa aia, la mai lupta cu mine 2 km până să ajung acolo și pomă să rezist acolo 3 minute în apa aia și o să ies din apa aia și să mă chinui, să mă șterg și o să mă întorc 2 km până la mașină, mi-a dat un switch să-mi găsesc fericirea nu numai în chestii grele de făcut. Și aia a fost efectiv începutul pregătirii mele și a fost ce m-a ajutat pe mine să duc pregătirea până la final. Și circuitele pe care noi le facem într-o pregătire nu se rezumă numai la tehnicile de lupte ce ci circuite atât de grele care te duc exact în situația din meci. Adică creierul tău începe să cedeze în timpul antrenamentului. Ai circuite în care combini efectiv dai 30 de secunde cât de tare poți la bicicletă și până 30 de secunde cât de tare poți la ăsta, efectiv te duci din reacție în reacție, pentru că la noi la lupte exact asta se întâmplă. Intri în meci, ai chestia asta de stai la distanță, vă luptați de la distanță și până începe încăierarea. Da. E, în încăierarea acolo efectiv e după 10-15 secunde de încăierare când ai ieșit de acolo, ești uh -huh. și tu trebuie efectiv să fii capabil să-ți duci Pulsul acolo unde trebuie. Adică, când se duce prea sus dintr-un încăierare, ai rupt distanța, începe te mișnițel, începe să-ți recalibrezi respirația, mm -hmm. să lucrezi la tot, pentru că dacă nu știi să-ți calmezi respirația în timpul meciului, n-ai nicio șansă să duci 5-5 runde. Vreau să te duc înapoi la Switch-ul acela. Când ai dus, deci ai zis că ai făcut 2 km până la cascadă, după care uh, ai intrat într-o apă foarte rece, probabil sub 0 grade, uh, ai stat 3 minute acolo. Uh -huh. Îți uh, vreau să să-mi descrii puțin mindset-ul tău înainte de a face asta. Adică ți-ai propus să-ți schimbi mindset-ul, ți-ai propus să ai acel switch, îți doreai să renunți la acele țigări, știai că-ți fac rău a, da. sau a venit pur și simplu de la sine? Nu, nu a venit pur și simplu. Deci la mine totul a venit, când m-am lăsat de lupte, am intrat într-o depresie super urâtă. am luptat vreo trei ani cu ea și am tot căutat, nu știu, asta cred că e o chestie nativă de-a mea, de a birui da. de fiecare dată ce luptă, de a nu rămâne acolo mm. jos în noroi, de a se duce mai sus. Și am încercat să ascult pot și să înțeleg cum funcționează creierul nostru, știi? Și eu cumva toate legile pe care le fac atunci când vine vorba de sănătatea mea sau de cum se duce viața mea sau de exemplu dacă am anumite, orice om are extreme. Adică avem extreme în care suntem productivi, avem extreme în care picăm exact da. treaba aia cu dopamina chip. Okay. Avem perioadele vieții în care alegem doar alegeri ușoare, care ne aduc fericirea ușor, sau momente în care ne mutăm munții din loc și suntem productivi, știi? Și eu mi-am dat seama acest în spatele acestui lucru. Și atunci, în momentul în care eu mi-am făcut angajamentul de a mă lupta și am promis tuturor, domnule, eu mă bat, am anunțat, am făcut treaba asta, eu știam că creierul meu este într-o zonă de confort. Și atunci știam clar că trebuie să-l traumatizez cumva ca să-l aduc în zona cealaltă. Adică mm. eu m-am dus acolo cu intenție în clar. Eu știam că viața mea, în următoarele luni, se va schimba în momentul în care eu depășesc acea luptă cu mine să intru acolo. Ok, deci te-ai propus... Adică era... asta că se mm -hmm. va întâmpla. Correct. Și apare ce este practic colacul meu de ajutor de fiecare dată când deraiez. Adică, de exemplu, am observat treaba asta cu pufăitul. De fiecare dată când îmi bate un burnout la ușă, adică când sunt super obosit mm -hmm. și îmi bate burnoutul la ușă, bate și vape-ul la ușă. Okay. Și în momentul în care încep și pufăi, ăla este momentul în care îmi dau seama că am deraiat și am făcut o greșeală. Anume ori am forțat prea mult și am apăsat pe accelerație prea mult și am forjat situația prea mult și apoi a venit burnout și știu că vine vape-ul. La mine mm -hmm. Veipu e, de acolo îmi dau seama că se strică treaba. Okay. Și când simt că bate vape-ul și simt nevoia să pufăi dimineața sau să stau măcar 3 minute dimineața singur pe balcon și să pufăi. Da, ce faci atunci? Ăla e momentul în care îmi dau seama că creierul meu o ia greșit da. și bag băile reci în viața mea. Adică reîncep dușurile reci dimineața, reîncep chestiile astea, în loc să mă duc să bag vape-ul dimineața, mă duc și bag un Faci o, adică ai zis că îți bate burnout la ușă. Ce faci când îți bate burnout la ușă? Te relaxezi, la da, un pic? Da. Asta e o chestie de mult timp, adică să zic că ultimii trei ani mi-am găsit echilibru în extreme. Adică trei luni pe an, să zic că trei luni sunt productiv blană, două luni cedez. Trei luni, două luni, trei luni, două luni. Și de multe ori m-am blamat pentru chestia asta, credeam că nu e normal. Și până am înțeles că de fapt ăsta e modul meu în care eu mă echilibrez și că așa funcționez. Iar în ultima perioadă am încercat să schimb chestia asta pentru că alea două luni, oricât aș fi încercat eu să mențin nivelul, după trei luni în care am forjat, alea două luni mă duceau în jos. Știi? Da. Adică chiar dacă eu încercam să mențin nivelul, calitatea vieții mele nu mai era cum eu doream. Și atunci am încercat să recalibrez puțin chestia și să-mi găsesc extremele printr-o consecvență, pentru că toată lumea are impresia că consecvența înseamnă să fii prezent în fiecare zi. Nu, ăla e perfecționism perfect. De, asta greșește lumea în momentul în care vor să-și schimbe stilul de viață, de exemplu. Da. Pentru că lucrând am avut un grup de WhatsApp cu 260 de oameni, iar din 260 de oameni am reușit să schimb viața total la vreo 30-40 lor. Ok. Și atunci am încercat să fac un studiu asupra acestui grup de oameni pe care eu l-am strâns. Să văd, mă, de ce ăștia au reușit și ăștia nu au reușit? Pentru că au avut acces la aceeași informație, au avut acces la aceeași motivație, au avut acces la aceeași chestie. Nimic, nimeni n-a avut nimic diferit, știi? Iar Cine a reușit să facă chestia asta au fost oamenii care și-au înțeles zilele mai proaste, care au înțeles că schimbarea vieții vine treptat, pentru că eu le-am dat exemplu ăsta. Zic, bă, uite, tu, de exemplu, poate ai consumat alcool toată viața ta și în fiecare weekend te-ai da. Eu, ca și sportiv de performanță, dacă vin într-un weekend cu voi să mă șprițuiesc cu voi, după două bere am intrat sub masă. Da. Voi, la rândul vostru, dacă veniți în sală și vă antrenați cum antrenez eu, ați intrat sub masă după două serii, cum ar veni. Ideea e în felul următor, dacă eu vreau să dau switch la viață și să intru în stilul vostru de viață, trebuie să o iau treptat. Adică încep și eu cu un pahar, cu jumătate de pahar și așa mai departe. Voi dacă vreți să intrați în stilul meu de viață, trebuie să încep cu încălzirea mai întâi. După ce ai făcut încălzirea, faci o serie. După ce ai făcut aia peste o lună, ușor, ușor. Și atunci mi-am dat seama că majoritatea oamenilor caută perfecționism. Adică cei care au ieșuat acel, proiect, acel program pe care eu l-am dat oamenilor, au ieșuat pentru că au cotat perfecționismul. Și ce înseamnă? Adică ei s-au dus la sală, au făcut în prima zi perfect tot mâncare, tot ce le-am zis eu. A doua zi la fel, a treia zi la fel, a patra zi la fel, a cincea zi creierul a cedat, pentru că el nu era obișnuit cu treaba. Sună asemănător cu ce își propun oamenii de revelion. Uh, sau un nou la an, știi? Lista aia de rezoluții, lucrurile uh -huh. pe care vei să le faci, să faci un program, gata, încep totul de la zero. zero. Uh, Nu-mi dau seama, pare foarte apetisant să schimbi totul deodată, știi? Uh, ca și cum te-ai mutat la o casă nouă, ți-ai schimbat viața cu totul. Unele lucruri poți să le faci așa, poți să te muți la casă nouă, dar, dar uite chiar și în exemplu ăsta... Niciodată nu reușești să te muți complet la casă nouă. Te muți la o casă neterminată, mai îți mobilă după următoarele exact. luni, mai îți aduci. Adică, și inclusiv asta, ceea ce pare că se poate face deodată, se face treptat. Și atunci, în legătură cu asta și cu ce mi-ai povestit acum, echilibrul ăsta pe care l-ai găsit între extreme. Și mi-a plăcut povestea ta de, de la început, totuși ai avut noroc să ai niște părinți care să te dea la sport și să te facă da. să iubești sportul tot. și disciplina totuși ai și experiența în a lucra cu oameni care poate n-au norocul ăsta, dar au norocul să aibă un antrenor care să-i motiveze să-i ducă în direcția asta. Întrebarea mea este cum ar trebui acești oameni sau noi în general, cum ar trebui să ne stabilim obiectivele atunci când ne apucăm de sport? Este nouă ani sau a trecut luna ianuarie, e februarie și zici ok apare un gând, un switch în cap în care îți dai seama că băi, așa nu se mai poate. Mă simt la sol, am greutate în plus, dorm nașpa, am anxietate, am depresie, mă uit la materiale, mă uit la podcasturi, văd că oamenii confirmă toți și sunt studii care arată că dacă faci sport, îți reduci major riscul de a face diverse boli, îți crește calitatea vieții, scap de anxietate, scap de depresie, te simți mai bine. Vreau să trec din sedentar în sportiv. Cum ne stabilim aceste obiective astfel încât să creștem șansa de a reuși? Este exact uh, despre ceea ce vorbeam. Trebuie să faci uh, o diferență clară între consecvență și perfecționism. Pentru că aici șuează toată lumea. Adică, Oamenii trebuie să înțeleagă, uite, mie mi-a ieșit să transform cei 30 de oameni pentru că mi-au urmat sfaturi. Apare entuziasmul, ăla, știi, tot zic, mamă, de mâine vreau dietă, vreau aia, vreau aia, mă duc, alerg, fac direct da. și așa mai departe. Nu. Un om care vrea să-și schimbe viața treptat și să iasă din zona în care îi spus tu, are nevoie să implementeze treptat niște rutine în viața lui. Și pe lângă faptul că trebuie să implementeze treptat niște rutine în viața lui, trebuie să lucreze la oamenii care sunt în jurul lui. Mm -hmm. Pentru că, de exemplu, vorbeam cu un tip pe care am reușit să-l duc într-o zonă destul de bună. Oamenii râdeau, prietenii lui râdeau de el. Că omul se ducea dimineața și se plimba 40 de minute pe cu gol. Eu am explicat omului, în momentul în care te trezești, dacă vrei să ai mai multă energie, du-te și expune-te lumine naturale, plimbă-te puțin și o să vezi că o să schimbe vibe -ul. Și pe lângă chestia asta, faptul că ai făcut și fasting, mergi puțin dimineața, tot combo ăla arzător, da. de degresim și așa mai departe. Și ușor de, e ușor de, de făcut, e da, zi, ușor de implementat. Da. da. exact, știi? Și prietenii lui râdeau de el. Ce fapt, te plimbi 40 de minute ca nu că zice eu la știi? Și eu am zis bă, mai ai, ai încredere în mine încă o săptămână să vezi ce se întâmplă cu tine și cum o să funcționeze, și așa mai departe. Și am reușit. Și, practic, eu ce le recomand lor? Astăzi, toată săptămâna asta faci fasting. Ok? Adică nu toată săptămâna de luni până vineri faci fasting. În fiecare zi faci un fasting între 12 și 16 ore. Vreau mai întâi să introducem această chestie. După o săptămână, omul vine la mine și îmi spune, băi, știi, mi-e ușor să fac fasting acum. L-am implementat. Mi-e da. super ok. Bun, super. Am reușit să adaptăm o rutină. Săptămâna viitoare mai adaug ceva. Faci fasting și până dimineața te duci și dai o tură de 20 de minute și te plimbi. După două săptămâni, să zicem că unor le iau o săptămână să-și adapteze chestia asta în rutină, altora două, trei săptămâni. Oamenii veneau la mine după. Salut, Codi, uite, acum fac fasting și cardio. Mi-e perfect, sunt super ok, nu mai e greu să mă trez dimineața să mă duc să le fac, e perfect. Acum ce fac? Acum înlocuim micul dejun, în rest mănânci ce vrei tu. Mm -hmm. Am adăugat micul dejun. Pomă peste o lună de, de zile mi-a zis omul, mi-e super ok cu micul dejun și fasting și cardio. Ce facem acum? Adăugăm două gusturi în jurul antrenamentului, una înainte, una după. Da. Perfect, am adăugat gustările. Iar după ce adăugăm treptat, treptat, în șase luni omul să face un pas în spate în viața lui și se uită, mamă, eu acum un an dimineața băgam 10 țigări, acum am duc la plimbare. Da. Seara la 12 pe noaptea mâncat o pungă de chipsuri, acum fac fasting. Înainte de antrenament băgam o pungă de pufulețe, acum mănânc o banană, un carbohidrat simplu cu niște rondele, am înțeles de ce le mănânc. După antrenament îi dau un șec de proteină. Seara deja mănânc și omul știe, trebuie să am niște grăsime vegetale ca să mă ajute la fasting. Adică omul după șase luni de zile, când a făcut un pas în spate și a dat seama că el deja și-a schimbat toată viața. Dar ca să poți să faci treaba asta, trebuie să adaugi câte o piesă așa, ușor, 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 ușor. Pentru că dacă pui prea multe deodată, se distruge tot. Și asta e ideea, că oamenii caută perfecționismul. Și în momentul în care cinci zile l-au ținut țiplă și așa se a zis și a uitat și ei cu de proteină acasă și zic, fa, Mi-am luat și cu de proteină după antrenament, gata, s-a stricat totul, nu mai merge nimic. Și de atunci a picat și nu mai, a șapte zi nu se mai duce la sală. Cam așa se întâmplă. De acolo. aici pleacă tot. Și oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să fie totul super relaxat. Și ăla de proteine, uita, după antrenament, nu schimbă nimic. Adică nu e mare lucru, că nu te pregătești pentru Mister Olimpia să contezi un gram de proteină sau. Nu are nimic. Du-te și ia-ți un baton de proteină de la mega Image. Da, are zahăr, dar e ok. Uh -huh. Sau oamenii tin să se streseze aiurea pe lucruri inutile. Adică oamenii mă întrebau pe mine, Codiță, dacă îmi pun 20 de grame de fulgi de, o, de, fulgi de cocos peste terciu de ovăz, greșesc, zic, da, bro, aia era problema, că spui tu 20 de grame de fulgi de cocos pe terci, nu și-a urma pe care o mănânc seara, când n-ai nimic de mâncare acasă, știi? da, 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 deci muream tot felul de întrebări de astea. Auzi, mi-am pus 5 grame de proteine din greșeală în șec, oare e o problemă? Da, bro, aia era problema, da, zic, da, eu nu reușesc să schimbi nimic în viața ta, știi? Iar asta este nu. o mare greșeală a lor, pentru că oamenii tind să se ducă către perfecționismul ăsta e mm -hmm. inutil, adică n-ai nevoie de el, nici măcar ca sportiv de performanță, dacă încerci să fii mereu perfect, o razna la un moment dat, adică nu ai cum, ajungi să te frustrezi, din ești om, șansa de ieșoare e foarte mare, adică șansa să-ți uiți de dimineață și cu de proteină e foarte mare, sau să-ți uiți vitaminele, e foarte mare, dar nu e capăt de lume, adică Stai, așa că acum 40 de ani nu aveau vitamina C să -și ia, sau chestii de la modă. Aia da. asuceau și să băteau, adică te știi, că vitamina C nu te ajută pe tine să câștigi meciul ăla. Mm -hmm. știi? De aici da. pleacă tot. Și asta încerc să le spunem, unul. Băi, iau treptat și în momentul în care greșești, acceptă-te. Aia e cea mai importantă chestie. Doar așa poți să schimbi ceva din ianuarie, cum ar veni după sărbători. Ok, deci. O luăm treptat. Sunt totuși cazuri care, cumva, uh, excepții să le zicem, care confirmă regulă. Sunt oameni care. Uh, Probabil că nu, suntem toți diferiți și la fiecare funcționează diferit. Sunt oameni puțini, dar care doar așa pot cu o schimbare radicală. Adică, sunt oameni care zic, băi, m-am trezit într-o zi, mi-am dat seama că am 40 de kg în plus, și efectiv încep din ziua aia să facă sport în fiecare zi, să mănânce corect, și cumva oameni care realizează că dacă se lasă o săptămână, se lasă de tot. Da. Și atunci le e atât de frică să se lase de tot încât nu-și permit o zi fără rutina aia pe e care Aia sunt cei mai tari oameni. Deci oamenii care și-au dat seama că dacă se întorc înapoi în zona de confort, e foarte greu să-i mai tragi înapoi și continuă, special cu frica să sunt cei mai tari oameni. Am doi oameni la sală pe care i-am așa și am plecat, de exemplu, am fost plecat o lună din țară și le-am lăsat ce să lucreze. Mulți dintre ei nu mai vin. Când eu nu sunt la sală, nu mai există sport. Oamenii nu mai. Dacă codița nu e la sală, eu nu mai vreau să mă antrenez. E, ăștia doi veneau în fiecare zi la sală și îmi dădeau mesaje. Și la un moment dat chiar am întrebat pe zic, Bă, dar cum din 40 de oameni pe care i-am tu te duci fiecare zi, că adică tu vrei să fii acolo, faci băi codi. Eu dacă n-am venit o săptămână la sală, tu nu mă mai vezi niciodată în viața ta. Yeah. Eu am dispărut total. Adică abia mi-am intrat într-un rid. Dacă eu la ora două când vin să mă antrenez, o să mi locuiesc cu obiceiul ăsta cu orice altceva, adio. Nu să -o mai vezi. Poți să vii să mă baz, că nu mă mai duci la sală. Și exact cum ai zis tu, ăștia care reușesc să facă chestia asta sunt niște oameni tari, pentru că știu, știu defectul. Dacă am intrat în zona de confort, mort. Și nu intră acolo niciodată. Adică, bă, eu vin la sală, chit că nu știu ce să fac, eu vin. Adică, dăm o bicicletă, dăm ceva, nu știu să lucrez, dar vreau să fiu acolo. Asta mm -hmm. e foarte tare. Foarte, foarte tare, chestia asta. Și ți-am zis, totul vine de la treaba asta, să implementezi treptat chestiile în viața ta și oamenii se ceartă, asta e perfecționismul ăsta, asta strică tot. În momentul în care vrei să fii perfect, nu merge. N-ai mm -hmm. cum. N-ai Te distruge. Și ca sportiv de performanță, te distruge treaba asta. Fient, ai menționat la un moment dat că lupta principală este cu tine și cumva în, în ring cel puțin, dar cred că și în disciplină și în sport și în ce ne propune noi să facem, e o luptă cu tine însuți. Înainte de a ajunge la psihologie și la nu știu, lucrurile pe care tu le faci sau le făceai când te antrenai, când te luptai, cum te antrenai psihologic, înainte de a ajunge la întrebarea asta, pentru că mi se pare foarte importantă, vreau să te întreb ce rol are motivația în sport, ce rol are disciplina și cum poți să le îmbini, cât de mult să te bazezi pe ele, până în momentul în care, momentul pe care fiecare îl poate recunoaște, ajungi să te trezești dimineața, plouă afară, este frig, nu ai chef, n-ai motivație, poate ai disciplina, ai momentul în care te decizi dacă ești disciplina sau nu. Ce faci? Îți dai răgaz? Te duci cu orice pres la sală? Din nou, mă la întrebare. Ce rol are motivația, cum o cultiv, ce rol are disciplina, cum o cultiv? E foarte tare întrebarea. Eu cred că 80% e disciplina și 20% cireașa de pe tort e motivația. Adică motivația e benzina aia pe care o arunci în foc. Știi? Adică în momentul mm. în care tu ai o, deja o fundație de 80% de disciplină și pe o vii cu un 20% de motivație, care e motivația poți să-ți iei din prietena ta, poți să-ți iei din părinții tăi, poți să-ți iei din... Abar n-am tu statut social sau poate să te motiveze orice. Momentul în care vii cu motivația peste fundație, ești un monstru. Adică eu asta am observat. Iar um, depinde foarte mult de scopul pe care îl ai. Adică, de exemplu, dacă ești într-o pregătire și urmează să te lupți pentru titlul mondial, clar dimineața aia cu ploaia nu mai contează. Adică da. oricum te-ai simți, ai corpul rupt, ești rupt, efectiv e sportiv, ai mai trecut prin chestia asta, nu faceți am avut multe dimineți de mi s-au făcut pe, pe mine. Okay, am avut multe de. dimineți în care m-am trezit efectiv rupt, adică rupt, de la modul înțepenit, dormit prost, când ești rupt de oboseală, adormi bâtă, cumprins și dimineața te treziști, închilozat, plus febra musculară de-a doua zi. Frig în casă, frig afară, te-ai certat cu prietena, mm. te-ai certat cu toată lumea. Ăla e momentul în care apare diferența între un simplu competitor și un campion. Pentru că motivația vine și pleacă. Adică ai o prietenă acum, ai o iubită care te motivează și îți spune, tăi drumul, ești tare, și nu știu cum, femeia aia poate pleacă în trei luni de zile, ce faci pe mm -hmm. Pici, știi? Adică e foarte tare, uite, mai am încă o chestie pe care sper să-mi o confirm în timp, este o teoria mea, că un bărbat nu poate să-și atingă niciodată apogeul fără o femeie lângă el. Adică, într-adevăr, ești foarte tare singur, ești Super realizat în viață așa mai departe, dar în momentul în care apare o femeie tare în viața ta, mie mi se pare că îți dă un boost, adică te duci și mai sus, știi? Uh -huh. asta, asta am văzut eu în viața mea până la 24 de ani. Cumva istoric lucrurile astea sunt, sunt confirmate, mereu un, cumva un, un lider tare sau un um, uh, cineva foarte bun în domeniul său are un partener care îl susține din spate și de multe ori partenerul ăla e cineva care poți să discuți ideile, care te vede din exterior, te motivează, te modelează. Cam așa este. Cred că așa este. Cred că e dovedit deja istoric. Că e... Cred că da. Adică, nu știu, eu am văzut în viața mea. Când uh, am o femeie care mă motivează și nu știu, îmi mm. zice, ești foarte tare, să mândru de tine, nu știu cum M-aș ridica la 12 până noaptea, abia am acasă, m-aș ridica și m-aș duce din nou să mai antrenez 200 de oameni sau să fac triburile pe care le am. Cred că contează mult de tot și partenerul pe care l-ai în viață, mai ales ca sportiv de performanță. Adică dacă ne uităm, de exemplu, nu fece care e cea mai mare promoție de lupte din lume, cei care sunt campioni și sunt ARI sunt oameni care au o familie deja super formată de tinere acasă. Adică majoritatea luptătorilor își fac o familie până la 21-22 de ani pentru că simt cumva nevoie de cuibă ăsta. Este un sport care te epuizează extrem de mult sentimental, moral, psihic și așa mai departe și ai nevoie de cuibă tău acasă. Și toți, dacă te uiți, au familie. Adică nu există un campion în UFC care să nu aibă un, un copil sau să aibă o soție sau să aibă ceva care să îl... Și când îi întrebi la podcast sau așa mai departe Colbi, dar ce s-a întâmplat cu tine? Că până acum ți-ai luat bătaie de te-au spart ăștia, vreau să te dea afară din UFC. Cum de-ai renăscut acum? Păi am un copil. Adică toți vin mm. cu răspunsul ăsta, nici nu ezit. Am un copil. A apărut Ioana în viața mea, care e nu știu cum. A apărut mm. nu știu cum. De aici vine chestia, știi? Și oamenii deja fiind, ajungând la nivelul ei, au deja disciplina aia de 80%. Și atunci ei doar completează cu motivația de 20% și ajung cu luptători care au avut șapte înfrângeri la rând să ajungă să aibă 10 strike să câștige și pe să ia și centură. Adică o schimbare de asta de nu înțelegi mm -hmm. nimic ce s-a întâmplat, adică stai un ți-ai luat bătaie de șapte ori consecutiv până acum, voiau și să te dea afară din UFC și tu în trei luni de zile ai început să te duci în sus și tot anul ai câștigat și până mai luat și titlul, te-ai bătut și pentru titlul. Acolo totuși, ăla, fix, ăla 20% face diferența exact. campion sau uh, înfrânt, dar din ce descrii tu, înțeleg că motivația nu mai e atât de importantă pentru, să zic, un om care vrea să facă sport, pur și simplu, pentru da. el. Adică, crezi că oamenii ar trebui să să înțeleagă că trebuie să renunți la motivație ca la da, baza de a merge da, la sport da, și atunci. Categoric. Și atunci cum construiești acea, acea disciplină? Disciplina asta o construiești exact cum ți-am spus, prin implementarea treptată a rutinei. Adică îți obișnuiești. Disciplina, practic, eu o numesc cumva. Uh, nu e prea frumos spus, dar eu o sclăveală cu sine. Uh -huh. Adică ca să poți să ajungi un om disciplina, trebuie să te traumatizezi. În ce sens? Psihic. Adică să-ți dai, să dai durere creierului. Să-l pui în situații în care el nu vrea să fie. Cum era apa. E un aici. fel de. E un fel de, da, e un fel de. ca oamenii să înțeleagă greșit, e un fel de. hai uh, să zicem, o traumatizare sănătoasă. Da, 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 da. da, da. Am spus-o puțin barbaric, într-adevăr. Cre, într-adevăr, creierul nostru și corpul nostru are mecanisme de a se adapta la aceste traume, cum ar fi da. frig, sport, extenuare, foame. Uh, și culmea este că instrumentele astea când nu sunt folosite ne fac rău. E ca și cum ai... E, cumva regula asta e valabilă la orice. Dacă lași o mașină în garaj 2 ani și are 0 km... Iau o să meargă mai prost decât o mașină care aia doi ani a făcut 100.000 exact. km. Dar e schimb niște bucșe, a, într-adevăr, te mai accidentezi la sport, dar mașina aia care a mers o să meargă mult mai bine decât asta ruginită care nu mai pornește. Categoric. Și corpul nostru e la fel. Și cumva avem niște mașini în corpul nostru care stau și ruginesc um, dacă nu le folosim. Și de practic despre asta vorbim. Traumatizarea asta prin... Yeah. Adică trebuie să începi să iubești greul și durerea exact. din spate. Toată, toată schema pe care eu o văd din felul următor. Noi suntem niște oameni, suntem niște organisme care ne adaptăm. Adică adaptarea există și fizic, dar și psihic. De exemplu, în momentul în care te duci la sală, tu îți traumatizezi organismul, îți traumatizezi musculatura, o, o majoritatea oamenilor cred că mușchii cresc la sală. Nu, la sală tu oferi corpului un stres îți stresezi musculatura, iar noaptea când tu te duci la somn, creierul primește receptorii, mă, ce s-a întâmplat? Ăsta mi-a dat un stres muscular, eu am avut de împins 100 de kg Iar el te adaptează ca tu în următoarea perioadă să poți să ridici cele 100 de kg super ușor. Da, adaptarea la stres. Asta este adaptarea la stres fizic. Da. Dar există și adaptarea la stres psihic. La sală. Uh, nu Sau la sală, sport, sale, în, în general. viață, în general. Okay. Și chestia asta se întâmplă, uite, ca la luptător, de exemplu, când pierzi primul tău meci. Eu când am pierdut primul meci după 100 și ceva de meciuri câștigate, când am pierdut primul meu meci, am intrat în pământ, nu mi-a venit să cred. Adică eu stai așa că eu nu sunt chiar achile, adică eu am și eu bărbia la fel ca toți, adică nu sunt neînvins. Și până când am pierdut primul meci, mi luat, cred că, o săptămână să diger chestia asta, adică Început să-mi pun întrebări, bă, ori eu sunt făcut pentru chestia asta. Că adică, stai că eu mi-am luat bătaie, chiar mi-am luat bătaie, adică, eu, chiar pot să-mi iau bătaie. eu nu mi-am luat bătaie niciodată. Iar a doua oară când am, am, am fost în front, am putut să trec mai ușor peste chestia asta, știi? Mm. Adică noi ca organisme ne adaptăm la orice, la absolut orice. Creierul se adaptează în mare parte voluntar. Adică el singur e un organism și îți dă seama ce are de făcut, cum e la sală, de exemplu. Te duci, faci biceps, el știe că trebuie să crească bicepsul ca să duci. Dar sunt anumite momente în care creierul tău nu se mai adaptează voluntar și atunci trebuie să vii tu, da? Adică trebuie să vii tu și să-l ajuți, să fii lângă el. Adică, de exemplu, când ești într-o depresie. Pe depresie există studii uh, uh studii clinice făcute pe mii de oameni care arată că sportul este la fel de eficient ca medica medicația uh -huh. antidepresivă. Problema la sport este că aderența este mai mică. După terminarea studiului, jumătate din oamenii care au participat la studiu și au fost în grupul de uh, uh, pacienți cu depresie care au făcut sport și au reușit să-și țină în frâu depresia prin sport, jumătate din ei s-au lăsat de sport. În schimb, doar, 90%, doar 10% s-au lăsat de medicație antidepresivă. Sportul mă cert... Uh, ajută pe studii, ajută, te ajută să ieși din depresie. Sportul în sine este cumva vindecător. În depresie și cum, și cum ce ai descris tu mai devreme e cumva o stare Profundă de supărare cauzată de ceva extern. Corect. te a înșelat, iubita. nu, Asta nu e depresie, de fapt. Știi? E o suporare foarte, foarte puternică pe care oamenii o asociază cu depresia. Adică ei asta spun. Da. sunt în depresie. Știi? De asta da, am vrut să o livrez așa. Depresia e cumva, -are, de regulă, nu are obiect. Adică imaginează să fii la fel de supărat, dar nu te-a înșelat nimeni. Tot nu știi e okay. ce s-a întâmplat. Colac peste pupă să vin oameni care spun lucruri pe care tu nu vrei să-l auzi și zic, bă, dar e totul bine, ești fericit, ai iubit, ai, ai, tot ce copii, trebuie, da, ai, ai tot, tot, ce, ce trebuie. trebuie. What the fuck, de ce ești deprimat? Sunt oameni care nu înțeleg că depresia e o boală clinică, este un dezechilibru hormonal, noi e, nici măcar nu știm, e un dezechilibru de circuite hormonal și e un dezechilibru care merge dincolo de ce putem noi să, să știm înțelegem. și să înțelegem, să scanăm în creier. Și problema cea mai mare, vezi, mi se pare că aici e un cerc din asta, nu e un cerc vicios, este o ruptură din asta super perversă, pentru că sportul concret te ajută să ieși din depresie. Dar cum naiba să faci sport când tu ești în depresie? Că asta e definiția depresiei, tu nu poți să te scoli din pat. Da. To totul pare fără rost. Șocul, șocul, Deci ai nevoie de șoc. Aia e toată treaba. Șocul. Exact uh -huh. ce ți-am spus. Ai nevoie să-i dai corpului un șoc, să-l traumatizezi brusc cu ceva. Adică, nu știu, în momentul în care nu mai. Uite, am avut. Deci, credem, am avut. După ce mi s-a terminat treaba cu luptele, da. mi-a fost foarte greu să mă integrez. Adică, eu toată viața mi-am făcut lupte. Fetele care m-au plăcut, m-au plăcut că am fost luptător. Prietenii care m-au plăcut, au fost că am fost luptător. Iar în momentul în care eu m-am lăsat de lupte, eu toată viața mea am fost cu Alexandru Luptător. Da. Iar apoi mi-a fost foarte greu să-mi dau seama cine e Codița Alexandru fără lupte. Da. Și am stat vreo 3 ani de zile la pat, fără să-mi dau seama, nu chiar la pat, dar să zic că primele 3-4 luni chiar am stat la pat. Adică nu mai găseam motivație să mănânc. Nu mai găseam motivație să mă mai duc la să fac un simplu duș. Stăteam pur și simplu ca o velegumă în pat. Pierd cumva identitatea. Tot! Nu mai știam cine sunt. Mm. Și după ce am stat 3 luni de zile, efectiv slăbisem ca un ogar, nu mai voiam să fac nimic, nu mai absolut nimic, mi-a apărut cumva gândirea ce m-a salvat a fost sportul, pentru că a venit da. disciplina cumva, nu-mi dau seama, după trei luni de zile a apărut vocea aia în cap, care mi-a zis, bă, ție ți place unde ești acum? Adică tu care te duceai și făceai și motivai oamenii și așa, tu acum stai în pat, ce faci? Cum vrei să-ți petreci restul mm. vieții, știi? Și atunci am dat seama, bă, trebuie să-ți dau un șoc. Adică trebuie mm. să-ți fac ceva, trebuie să, nu știu, să mă duc să alerg, să mă duc să-ți fac ceva într-o dimineață, să te iau prin surprindere cumva. Da. Și apare ce aia a fost. Adică m-am dus, direct în apă mi-am dat, mi-am dat un șoc. Vreau să scap de acolo, nu mai suportam ideea de a sta așa captiv, plângeam, nu înțelegeam ce înseamnă să plângi dimineața, ce înseamnă să plângi seara, nu înțelegeam, adică e un om care a fost fericit toată viața lui și mereu sus, deodată plângeam dimineața, mă uitam la mine în oglindă, plângeam și eu nu înțelegeam de ce plâng. Da. Sau plângeam seara, mă uitam la mine, mă dau ce plângi, ce s-a întâmplat? Ok, n-am mers cu luptele, lasă că nu mor de foame, uite, facem altceva, facem altceva, încercam să vorbesc cu mine. Și ce m-a ajutat să mă reechilibrez și să ies din patul ăla nenorocit? A fost efectiv apareci. Adică, nu știu, mi-a dat, buf, direct așa, un power. Nu știu. Ai adică... fost bunită da, de un și care totuși a reușit să ajungă acolo, știi? Da. Că, poți să-ți aduce aminte? Adică, ok, erai, că ce descrii tu, probabil că seamănă cu o depresie. Nu sunt psihiatru nu și nu-mi nu dau seama, adică nu cred că pot să pun eu un diagnostic de acest fel, dar seamănă o depresie cumva cauzată de o pierdere a identității exact. cu care tu te, adică, tu te identificai ca fiind luptător. Deodată nu mai erai luptător, întrebarea era cine ești tu și exact. atunci cumva era o pierdere de valoare și o stare de depresie care te ținea la pat care s-a reversat prin acest șoc uh, dușu. Totuși, adică sunt foarte curios de procesul psihologic între omul care stă la pat și apareci în care nu e ușor să te bagi, știi? Motivul care, care m-a făcut să intru acolo. Cum, da, cum ai făcut? Adică oamenii care ascultă acum, poate, dacă sunt într-o astfel de situație, ce sfat le-ai da uh, ce sfat le-ai da? Cum să, cum să se abordeze? Cum să se uite la ei din exterior și să ajungă la acel duș rece, la cea apă rece? La în primul știu. și în primul rând, trebuie să înțelegi că ești singur pe lumea asta. că adică eu asta mi-am dat seama. Adică, oricât de mult ar iubi părinții tăi, persoanele din jurul tău, în momentul în care ajungi în situația aia în care ești cel mai jos din viața ta, oamenii din jurul tău vor începe să renunțe la tine. Pentru că le dăunezi. Da. Adică tu când ești la pat, non-stop și nu mai te ridici, ok, ai o iubită care te susține și stă lângă tine. Și hai să facem, hai să dregem. Dar cât să hai să facem? Când tu șase luni de zile tu nu faci nimic, cum ar veni, știi? Și atunci trebuie să-ți dai seama că nu o să vină absolut nimeni să te salvezi. Asta mă ajută pe mine, de exemplu, de fiecare dată când pic. Ok, suntem praf, codiță, brav. Mă uit la mine în oglindă și suntem praf. Iar, nu știu, am falimentat sal. Suntem mm -hmm. praf. Cine crezi că o să vină și o să-ți facă o altă sală, codiță? tu singur, așa că dai drumul la treabă, știi? Adică, efectiv, stăteam în dimineața aia în pat, știi, plâns după trei luni de zile și am zis, Băi nimeni nu te poate salva, adică asta stăteam efectiv și conștientizam, zic, uite, uai pe fata asta, pe Oana, care încearcă te ajută, trage de tine, te scoate dimineața, îți dă să mănânci, ajusese fosta mea prietenă de atunci, să mă ia și să mă bagă în duș, du-te și spală, te, te rog, du-te și asta. eram la punctul da. în care vorbesc foarte zores. era mm -hmm. eram praf, știi? Da. Și când am văzut că nimeni nu mă poate salva, absolut nimeni, nici măcar părinții mei, nici nimeni, 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 adică dacă eu ziceam, nu, 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 mi eu singur am 18 ani, ce fac? Că ce-ai acum, dar eu, eu gândire, uh, uh, <fie> e o gândire e gândire sănătoasă dusă în, în, nu în direcția neapărat de învinuire, că băi, tu ești singur sau de singurare ci că cumva e o gândire care uh, te face să înțelegi că Acțiunea tot la tine. Adică e cumva realitatea, sincer să fiu. Da. Adică da. asta e realitatea. Da. Adică asta e realitatea, știi? Și mi-am dat seama pentru că toți prietenii mei care erau prieteni nu mai erau lângă mine, că eu nu mai aveam aceeași energie, să le da. dau aceeași frecvență, mereu cu zâmbetul mm -hmm. pe buzi, hai să facem, hai să dregem. Adică oamenii s-au îndepărtat. Pac, 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 au plecat, toți am rămas singuri și mi-am dat seama, zic, dacă tu nu o faci, nu o să o facă nimeni. știi? Și asta e un lucru pe care îl spun tuturor oamenilor care lucrez, știi, că majoritatea încep și dau vina pe alții soțul meu face asta și eu nu pot să fac asta, el face asta și nu, el nu mă ajută, el nu știu cum. Ce treabă ai? Adică, ridică-te tu, că doar tu poți să faci treaba asta. Adică, nu știu, vrei să ajungi campion mondial, de exemplu, în lupte. Doar tu poți să ajungi acolo prin munca pe care o faci. Și la fel și cu ridicatul din pat. Adică, să ne întoarcem puțin la treaba asta. Asta a fost, de fapt. Știi, stăteam un pas și mă gândeam, zic, bă, cum îmi revin? Tu ești singurul care poți să o faci, hai să facem ceva în direcția asta. Și pur și simplu, după dușul la rece, nu știu, a doua zi mi-am găsit satisfacția că asta mi-am adus aminte acum, după ce am făcut dușul la rece atunci, a doua zi creierul meu s-a trist ce mai facem azi. Știi? Aha. Adică am simțit nevoia de. a fost primul pas în luptă, știi? Și creierul meu a doua zi cumva, în loc să se bucure din dulciuri sau ce mâncam eu atunci, stăteam în pat toată ziua, seriale și așa mai departe, creierul meu a doua zi m-a surprins și mi-a zis ce facem azi, cu ce ne bucurăm azi. Ieri am câștigat o luptă, azi, ce câștigăm? Am dus, am făcut o plimbare. Știi? Din nou, să facem pe da. de gâini. Uh -huh. Și a doua zi, -a zi, am făcut o plimbărică. Bau, pom, -o creierul meu super fericit. Adică, ce am făcut? Din nou, revenim la discuția cu dopamina chip și premium. Cât timp stăteam în pat cu zahăr și cu era dopamina chip. Când i-am dat creierului un șoc cu dușul rece, a doua zi căuta din nou o fericire din ceva greu. Adică, hai să facem ceva, ok, mănânc zahăr, dar hai să facem încă ceva. Mănânc s-am făcut plimbarea, a treia zi din nou creierul s-a trezit la modul că hai să mai facem încă ceva, hai să mai facem ceva. Da. Și ușor, ușor creierul m-a împins să îmi reiau obiceiurile. Hai să mă duc la sală, hai să mă duc pe colo, hai să mă duc pe polo. Iar apoi, că acum că m-ai făcut să resap și să deschid arhivele astea vechi, mi-am adus aminte că ce m-a stricat pe urmă, când mi-am revenit, ce m-a stricat din nou a fost tot perfecționismul. Pentru că nu m-am mulțumit cu puținul. Adică am început să mă duc să mă plimb dimineața, am început să mă antrenez, am început să fac. Și pe reușit să-mi implementez o rutină perfectă. Nu știu, aveam vreo 5 antrenamente pe săptămână, reușisem să-mi strâng ceva clienți pe care i antrenam, deși eram după perioada aia, eram într-un oraș nou. În fine. Și ce vreau să spun este că lucrurile mergeau strună până când am început să mă frustrez că de ce nu mă duc de 5 ori la sală. De ce azi n-am mâncat curat? De ce azi n-am făcut nu știu cum? Și am picat iar. M-am dus iar. Și am zis, dacă nu reușesc să fac cinci antrenamente pe săptămână, nu mai fac deloc. Ah. Dacă nu mai mănânc ce trebuie, las că mănânc ce-o fi. Da. Și am picat iar. Și pom a fost mereu o înviere cu o picare, o înviere cu o picare, până mi-am dat seama că, de fapt, atunci asta conștientizasem că echilibrul meu stă în extreme. Adică trebuie să-mi accept cele trei luni de productivitate și exact cum le accept pe ălea, trebuie să-mi accept și cele două luni de stagnare sau măcar de păstrare a nivelului, știi? Uh -huh. Că era și o poză foarte tare în consecvență, știi că spunea treaba asta, erau cinci puncte bifate toate, ba, 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 și spuneau că nu asta e consecvența. Consecvența este două puncte bifate un an, două puncte bifate un an, trei puncte bifate. Știi ce spun. Și cred că alea punctele alea nebifate ar fi cu atât mai benefice cu cât am recunoaște și am înțelege că ele sunt efectiv necesare creierului. Este exact, exact, că nu poți să mergem în fiecare zi la sală. E exact cum faci un sportiv de performanță. Ok, mergem în antrenament, dar avem nevoie de recuperare. Și e te exact. bucuri de ea, adică nu, exact. știi, e ca și cum e... și când ziua de astăzi în hiperproductivitatea în care trăim, zilele neproductive ne fac să ne simțim vinovați și o analogie ar fi, cum ar fi să te duci la sală luni, marți, miercuri și joi, când faci pauză, când ai uh, febră musculară, când tu te bucuri, frate, am fost trei zile la sală, am febră, mușchii mei se refac, sunt cel mai tare în ziua de astăzi și tu te-ai simțit vinovat joi că nu te duci la sală. Același lucru este cu zilele în care nu lucrăm sau nu suntem productivi, Cumva ar fi cu atât mai benefic psihologic să le acceptăm, pentru că creierul atunci se readună, atunci da, se găsește. cred că totul pleacă de la vizualizare. Știi, adică să a creierul să vizualizeze procesul, să vadă ce se întâmplă. Adică, efectiv, cum ai zis tu, să simți mușchii cum se refac, să simți cum prinzi energie. Adică totul depinde cum, cum o proiectești și cum o vezi. Pentru că dacă tu te duci trei zile la sală consecutiv și a patra zi te trezi rupt, majoritatea oamenilor se vor frustra că nu se pot antrena. Dar în momentul în care tu alegi să vizualizezi și să efectiv să vezi, bă, uite, am febră musculară, în momentul în care stau, simt cum mi se recuperează moș, adică să vezi efectiv sângele cum circulă în musculatură. Uh, uite, stau, ieri mă durea umărul, acum nu mă mai doare, că stau în recovery, știi, și efectiv creierul tău trebuie să vizualizezi omorul cum să refacem. Și după mine asta mă ajută mult. Ca să poți să apreciezi recovery, trebuie să-l vizualizezi și să înțelegi exact ce se întâmplă în ziua aia de repaus. Și este e un exercițiu foarte bun pe care o să-l aplic. De fapt, asta faci și de exemplu când recomanzi oamenilor sau oamenii care fac, care scriu un jurnal. Că și jurnalul e o formă de vizualizare, o retrospectivă în care tu pui în cuvinte, într-adevăr, dar cuvintele alea se transformă în niște imagini. Ce ai făcut, cum ai făcut, ce planifici pe viitor să faci. Este o mapare, o vizualizare. Exact. Foarte tare. Deci foarte tare asta la sport. E dovedit științific, din nou, că este. Uh, am avut și un argument cu cineva pe tema asta care zicea Nu se poate, nu există așa ceva. Că tu poți să te antrenezi, bineînțeles, nu, e, nu o să fie suficient, dar tu poți să te antrenezi doar vizualizând lucruri. Sunt studii făcute, de exemplu, pe basketbaliști, în care unii s-au au aruncat mingea, alții nu au făcut nimic, doar s-au uitat la filme cu, cu cu basket, și alții au stat și au. Uh, au vizualizat și au imaginat că joacă în meci și au imaginat cum aruncă și aia care și-au imaginat au avut o performanță mai bună decât aia care doar s-au uitat la filme cu, uh, cu, uh, cu basket. Adică și o performanță mai bună la modul de, nu știu, 30% din ce au atins aia care s-au antrenat pe bune. Și cumva studiile astea demonstrează că doar vizualizarea se cheamă imaginary, uh, uh, tehnic sau ceva, o să las un link la studiu în, în descriere, dar e ceva, e un exercițiu de imaginație care te antrenează și care, efect, și studiile, fie, uh, rezultatele s-au măsurat după aia, după puterea gripului. Ok. Și aia care și-au imaginat că fac sport au avut o putere a gripului, a strângerii mai mare decât aia care nu s-au antrenat. Nu știam de Și mai are... mică. Da, și sus, sunt multe. Sunt câteva studii pe tema asta. Și, într-adevăr, puterea gripului era mai mică decât aia care au făcut antrenament fizic, dar aia care doar și-au imaginat au avut o performanță mai bună decât aia care n au făcut nimic. Știi, e greu să explici treaba asta unui om normal care n a făcut sport, știi? Sau chiar și unui om care a făcut sport de performanță să explici. Dar, uite, eu, de exemplu, mă bazez mult mai mult pe cei în interiorul meu decât cei în exteriorul meu. Cel puțin când mă expun într-o luptă, când merg să mă lupt la naționalele europene, la mondiale sau când am un meci cu cineva. Majoritatea se bazează pe pregătirea lor fizică și pe fizicul lor, pe musculatura lor, pe chestia asta. Dar, de fapt, vizualizarea e în spate. Meditația asta, nu știu, să stai cu tine și să vorbești cu tine și să-i spui creierului tău ce nevoie ai și ce vrei să faci așa mai departe, eu sunt 100% sigur că meditația asta te ajută enorm în performanța sportivă și că, de exemplu, dacă stai o oră cu tine și îți imaginezi niște chestii și le transferi în, în tine, cum ar veni în mușchii tăi, cred că sunt mult mai... Adică ce spui tu acolo e cumva din experiența mea ca și sportiv de performanță și ca și luptător, pot să spun cu mâna pe inimă că o vizualizare de genul cred că ar fi mai eficientă decât un antrenament în anumite situații. Adică Chiar am făcut chestia asta când eram accidentat, am avut șase luni de zile, am avut probleme cu meniscu și legamentele și la fel aia a fost o etapă foarte grea din viața mea. E greu, adică în momentul în care tu azi îi dai pe un picior în cap și ești super tare și ești în glorie, a doua zi nu poți să te ridici din pat. E mm. complet, știi, ca și sportiv, da. e o traumă foarte puternică pentru noi. Dar alea șase luni de zile vizualizam. Eram nebun. Adică eram obsedat de lupte. Și zăteam în casă, în pat, cu piciorul... Te antrenai în... În, minte, în minte. Și eu, de fapt, ce... Su, supoziția acestui... Uh, uh, sau, cum, cum se crede că funcționează acest mecanism este... Uh, următorul. Tu comanzi cu creierul. Da. da, da. Și creierul comandă mușchiului care se contractă. Exact. Doar că între creier și mușchi există această autostradă nervoasă. Mm -hmm. Este nerv. Și atunci tu, în timpul antrenamentului, nu-ți antrenezi doar mușchiul, pentru că astfel ar fi foarte eficiente acele aparate pe care tu le pui pe mușchi și care -ți contractă îți contractă mușchiul. Electric... Dar ele nu sunt eficiente, sunt foarte puțin eficiente. Îți dau okay, că e de pe tot, dar nimeni nu o să devină musculos sau sănătos prin contracții electrice din exterior. Tu îți antrenezi mintea, mintea de comandă, trebuie să te concentrezi la acea comandă și trebuie să te concentrezi la acel circuit nervos și să întărești. Practic, legătura nervoasă dintre minte, comandă și execuție. Mușchiul, dacă tu îl cuplezi la niște electrozi și îl contracti maxim, îți poate rupe osul. Da, adică, da. mușchiul tău are puterea de a-ți rupe, da. rupe osul. Și este o contracție artificială. Adică nu este o contracție. Da. De... E bine să-ți imaginezi, să vizualizezi, cum ai zis tu, să-ți vizualizezi zilele, să-ți vizualizezi activitatea, să ai acest exercițiu al vizualizării. Se știe prin studii că dacă faci această vizualizare, dacă doar faci antrenamentul prin gândire, dai comandă din creier, îți imaginezi că îți contrajezi mușchi, îți imaginezi că lovești cu paleta în tenis, îți imaginezi că dai o lovitură, te ajută mai mult decât să nu faci deloc, problema apare atunci când te duci la sală și cred că asta e unul din motivele pe care mulți oameni se, se blazează că te duci la sală fie că te duci la crossfit fie că sau posibil la crossfit să nu poți să faci asta dar la sală vezi foarte des oameni care fac sală cumva fac, fac, fac activitate fizică fără intenție sunt cu căști în urechi asta fac și eu uneori să zic când chiar sunt plictisit și mi-o asum dar știu la ce mă expun dar ești cu că căști în urechi asculti un podcast stai pe telefon da. între seturi și ceea ce faci tu atunci asta aș vrea să înțeleagă oamenii, este că tu te distragi. Te distragi, tu rămâi la execuție, da, dar rup legătura nervoasă de la comandă da, la, da, la da, mușchi. Da, 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 da. Și atunci sunt atât de mulți oameni care pe care îi văd în sală și vin constant, de? vin de patru, și cinci identic. ori pe săptămână și arată identic acum un an, identic. Și îi vezi pentru că din nou nu nu știu, încerc să mesajul ăsta să nu fie cumva critic la adresa acelor oameni, nu știe nimeni prin ce trec și ce fac. E bine da, E bine că și stai și faptul că vii și arăți identic, that's ok, că faci sport, o, e ok categorie. Tine. Categorie. Dar dacă totuși întrebarea ta este de ce nu ai un progres sau vrei să ai un progres, cred că uh, cum faci lucrurile treptate, adică ok, du-te la sală și fă sport, du-te la telefon, între seturi, dar dacă vrei o schimbare, uh, da. implementează următoarea schimbare prin a lăsa telefonul deoparte. Ai nevoie de conexiunea musculară. Exact așa se numește. Pentru că tu în momentul în care te duci la sală și te antrenezi absent, corpul tău tu nici conectat la musculatură. Adică nu mai vizualizezi drumul, creier, autostradă, musculatură. Adică tu ești la sală, asculti un podcast, 80% asculti podcastul și doar te miști. Adică e ca și cum ai întinde rufe pe în casă. E cam același lucru. În schimb, în momentul în care ești prezent, de exemplu, uite, să zicem că ai un program de antrenament mai spre bodybuilding, lucrezi mai izolat, lucrezi pe aparate. Da. De exemplu, majoritatea bărbaților care fac piept și au antrenamentul de piept au dureri foarte mari de umeri. Pentru că ce se întâmplă? Tu, din lipsa de prezență la antrenament, tu crezi că faci piept, dar de fapt lucrezi umerii. Pentru că umerii e un mușchi care sunt mult mai folosiți în viața de zi cu zi decât pieptul. Adică tu în viața de zi cu zi nu prea împingi. În schimb, ridici, da. în schimb împingi din umăr, Aha. știi? Da. Și atunci ei se duc la sală și, din lipsa de conexiune musculară și de atenție, oamenii lucrează umeri. Adică ei cred că fac piept. Și fac împin și de fapt se duce umorul care lucrează. Aha. știi ce spun? Okay. Adică uite, se vede cum se încordează. Știi, în momentul în care mm -hmm. ai retracția asta și ești prezent și împins, se încordează doar pieptul. Și atunci ce se întâmplă? Tu ca să poți să-ți formezi o conexiune musculară decentă și să poți să simți pieptul cum lucrează, ai nevoie să lucrezi cu greutate mică la început ca pieptul să se descurce singur. Pentru că tu dacă nu ești prezent la antrenament, corpul tău nu știe că tu faci piept. Creierul tău nu știe că tu te duci la sală cu intenția de a crește pieptul. El știe că tu ești la sală și că ridici niște greutăți. Și atunci el caută să activeze oricâtă musculatură e nevoie ca să ducă greutate din punctul A în punctul B. În momentul în care ești atent și dai o greutate mică și vizualizezi și zici, băi, eu vreau să lucrez piept, și atunci faci tot posibilul să încordezi doar pieptul. Te gândești la el te gândești la el, simți fibrele cum se contractă, simți arsura, simți tot, e clar că o să ai rezultate mult mai mari. Pentru că atunci ești prezent la corpul tău, simți mușchiul, simți. Mulți oameni se duc la sală și împing, fac tehnicile respective, fac exercițiul respectiv de împins la piept, pentru că ei știu că acolo lucrează pieptul, dar lipsa de prezență la antrenament și lipsa de vizualizare te va duce la antrenarea omorului în loc de piept. Și chestia asta se întâmplă destul de frecvent în sală. Adică mă uit la oameni cum lucrează și ei au tehnica ok, dar faptul că lucrează și se uită în altă parte, sunt 100% sigur că musculatura lor nu este activată așa cum și-ar fi dorit. Am văzut într-un podcast la care a fost Huberman invitat și povestea că e important, inclusiv, adică ce te poate deraia de la această conexiune, cumva există stimul extrinseci și stimul intrinseci din tine și cei mai buni pentru o performanță bună, cel mai bun lucru este să-ți activezi să fii atent la stimuli a intrinseci, cum lucrează mușchiul și ce te poate uh, distrage de la asta este inclusiv uitat în oglindă. Da. Adică tu dacă stai în oglindă, adică e ok la început să te uiți în oglindă, ca să-ți controlezi mișcarea, dacă e ai un antrenor, trebuie să vezi cumva, te uiți la cum se antrenează alții, întrebi, te uiți pe internet și vezi cam, care este mișcarea într-un bicep sau care e mișcarea într-un număr, cum trebuie să stai. Te uiți în oglindă să-ți controlezi mișcarea, dar este recomandat ca în momentul în care ești deja sigur pe mișcarea ta să nu te uiți în oglindă da. când te antrenezi, tocmai ca mintea ta să fie complet prezentă la mișcare, la ce simți în interior. Te uiți în nu știu, eu cea mai bună conexiune musculară în momentul în care lucrez orice tehnică și zici că sunt nebun cu toate, adică efectiv îmi iau un punct și mă uit, dar de fapt eu nu mă uit la nimic, eu sunt, mă uit în interiorul meu, știi? Adică da. mă uit la mușchi, îl vizualizez efectiv fibra, cum se contractă, și cum aș sta cu ochii închiș, efectiv. Stau cu ochii deschiși, dar de fapt eu sunt prezent aici și simt. Efectiv, îl simt cum se întinde mușchiul, simt cum se contractă, adică efectiv vizualizez fiecare proces în parte. Iar în modul ăsta am avut cele mai bune rezultate cu mine. Adică, nu, dar, efectiv, acela. eu simt așa, adică încep să-mi simt eu mușchi doar când te ascult pe tine, știi? Da, cum nu știu, pestezi. vezi lucruri altfel și vezi, adică nu știu, efectiv, că adică, în momentul în care ajungi să vizualizezi orice chestie din viața ta, mi se pare că poți să o faci la un alt nivel. Adică, vezi lucrul altfel, nu știu, zis. Și chestia asta mi a dat seama de vizualizare de la antrenamente. Adică eu mereu fac o paralelă între chestiile care le fac la antrenament și chestiile care le fac în viața de zi cu zi. Uh -huh. Și în momentul în care am văzut rata mea de progres, în momentul în care am început să vizualizez antrenamentele și să văd ce se întâmplă, am zis hai să încep să vizualizez și concepte din viața mea, să văd lucrurile din viața mea și să vizualizez. Și în momentul în care încep și vizualizezi orice, adică nu știu, te vizualizezi pe tine într-o sală de lupte. Te vizualizezi pe tine în mașina pe care ți-ai dorit-o sau nu știu, tot felul de chestii de genul, rămâne cumva în creierul tău acolo treaba aia, pe tine mm -hmm. în mașina aia pe care ți-o dorești și mm -hmm. rămâne un gând acolo, care gândul la poate oricând să te dea drumul la flacără și să te întorci pe disciplină și să faci și să drești și să faci. Adică vizualizarea da. mi se pare un factor cheie okay, în tot ce înseamnă și cel mai important este vizualizarea cu ce scos pe gură, adică n-ai voie să-i dai șansa creierului să se îndoiască de tine. Adică eu am, am, început să trăiesc cu impresia că suntem doi oameni, fiecare suntem doi oameni și tu ai, adică ești tu cum încă un om în tine și eu sunt eu cu încă un om în mine. Și cu cât, am dreptate că dacă eu aș fi un om mincinos și te-aș minți constant, ai începe să mă, nu, mă, nu mai mai niciodată la podcast asta, e codiță, eu mincinos, vorbește mai prostii, știi ce spun? <laughs> în schimb, dacă aș fi sincer cu tine cum sunt și suntem băieții care suntem și la cafea și așa, Mă vrei aproape de tine. E, exact asta funcționează și cu noi. Adică eu am observat în momentul în care îmi spun seara, mâine dimineața la șapte sunt la sală sună ceasul la 8, îi dau snus, nu mă duc la sală, m-am mințit. Păi mă -mi spun, de luni mă duc și încep să mănânc sănătos. Luni termin ziua cu o urmă, m-am mințit a doua oră. Cu cât îi permis creierului mai mult să, să accepte minciuna asta, adică să, practic să-i dai informații false, știi? Cu atât el se va, îi, îi va crește rata de a se eschiva și de a ți anula disciplina din viața ta. Adică eu am observat tot ce scos pe gură trebuie să fie adevărat. Adică dacă tu ți-ai spus ție că mâine la ora 7 ești la antrenament, tu la ora 7 trebuie să fii la antrenament. Altfel îi dai o șansă creierului să te păcălească data viitoare. Adică lasă-mă că nici atunci n-am fost. Foarte important mi se pare asta. Știi pare, ce da? spun? E foarte, foarte tare ce zici. Și ținând cont de asta, fii atent, ținând cont de asta și de primul tău sfat ca rutina să fie una ușor câte ușor, exact. tocmai nu-i mai da șansa creierului tău să nu mai aibă încredere în tine ai, și atunci realizează că băi dacă zici mâine la șase mă scol și mă duc la sală sunt foarte mari șanse să nu faci asta și să pierzi din în încrederea aia. hai să o luăm ușor atunci, hai să zicem bă, mâine dacă mă trezesc la 8, încerc să ajung la 8 jumate la sală, știi? Și e practic să încep să te riem prietene și să tine. ai încredere în tine. Ai, ai tot. Trebuie să ajungi, adică mi se pare că apogeul disciplinei atunci când vine vorba de tine, este să nu existe cale de întoarcere. Adică în momentul în care tu seara ai zis mâine la șapte dimineața am la sală, ție când ți-a sunat ceasul deja să apară cearta aia în capul tău, vocea aia, știi, care îți spune bă, ai zis că la șapte, adică exact mama aia când erai mic, știi, deveneai, îi ziceai lui maică-ta mâine la ora șapte mergem la școală. Și tu dimineața când te trezești n avei chef să vii, dar vine maică-ta care îți spune, hai mă, te ce faci. E, tu trebuie să înlocuiești vocea părinților tăi care te-au ghidat în viață cu o vocea ta. Știi? Uh -huh. Și dimineața, adică în momentul în care creierul tău are încredere în tine, și tu mereu tot ce ai spus a întâmplat, o să fii surprins la șapte dimineața când îți sună ceasul și îți rupt în grădă, oboseală, că o să ai o voce în cap care nu o să-ți dea liniște și o să zică că dacă tu te culci acum, ești cea mai mare lepră din viața asta. Uh -huh. Iar eu nu o să vreau să mai trăiesc cu tine în corpul ăsta, uh -huh. așa, pentru că eu nu mai vreau. Adică tu ai zis că mergem, cu adică nu mergem. Da, și da, acolo da. ajungi. Adică da. eu am ajuns în punctul în care bă, cu ochii închiși, așa, ziceam, simțeam cum o som și rău la capul meu care zicea bă, da. E mereu rușine de tine, mă, când te văd, așa, adică stai, te întorci, dormi, ridică-te un trasal că nu mori. Deci, cumva, ca și, ca și concluzie la întrebarea asta care se referă la disciplină, știi cum? E interesant ce spui, pentru că din exterior, dacă eu mă uit la tine și văd că ești un om disciplinat, am impresia că pur și simplu ai găsit tu o metodă prin care ți-e foarte ușor să te trezești dimineața și să mergi la sală. Da. No. În realitate e de fapt un, un conflict productiv în permanență. E un Cu... conflict da. productiv. Majoritatea oamenilor uh, îmi spun că eu reușesc să rămân disciplinat datorită faptului că am făcut sport de mic. Știi? Da, da. Dar ei nu știu că am avut pauza asta mare în care Aha. a trebuit să recâștig totul. Și da. ce voiam eu să-ți spun de fapt este că în momentul în care mă, mă trezeam de dimineață ei credeau că ai e ceva normal, mă ridic și e nativ. Da. Dar toată lumea are luptele astea cu el. Adică orice sportiv pe care îl vezi tu, Conor McGregor, nu știu, orice luptător pe care îl vezi campion neînvins de o grămadă de timp, omul chiar dacă are o rutină bazată pe disciplină și pe antrenamente, omul duce o luptă cu el în fiecare zi. Adică el dimineața face o alegere pe care o facem fiecare dintre noi. Ar fi atât de important și ca oameni, în special sportivi de performanță, frate, să ne arate asta. Adică când ies campioni, să că băi, da, ok, am și campion, am reușit în fiecare dimineață să mă lupt cu mine și să mă convinc aie, să fac antrenament. Că ai impresia că le, că le e simplu. Că e simplu că vine și nativ, dar nu când e. când lor le este simplu și tu zici, bă, ok, mă apuc de sport acum și ți-e greu, zici, bă, stai, cred că n-am prins eu că încerc, încerc anul viitor, da. știi? Dar, de fapt... Uh, E lupta asta internă, e conflictul asta care, pe, pe, tine, pe care vrei la... să-l câștigi. Poți să e, faci pur de 20 de ani. N-ai o, o, garanție că fără conflictul ăsta o să te scoli și o să mergi Exact, de la și fire. la fel e și cu apă rece, uite, de exemplu. Revenim puțin la apă rece. Majoritatea oamenilor au impresia că cu cât freventezi mai mult această rutină, cu atât te vei obișnui mai ușor cu apă rece. Și că apa nu o să mai fie la fel de rece. Apa este de fiecare dată la fel de rece. Singura diferență este abilitatea ta de a lupta cu tine să rămâi acolo. Adică abilitatea de a te adapta la apă rece. Adică ei cred că dacă faci baie rece 100 de zile, în 100 una zi apa o să fie mai caldă. Apa tot minus 15 grade are tot același impactare asupra ta, tot îți pleacă pulsul sus, tot intra adrenalina în tine, dar de fapt ce s-a întâmplat după 100 de zile este adaptarea ta la apa rece și modul în care tu te-ai obișnuit să răspunzi acestui factor exterior, știi? Aia e foarte important. Și chestia asta este și în viața unui sportiv, adică în momentul în care tu toată viața te-ai dus și te-ai pregătit pentru un titlu de campion mondial, momentul în care apare lupta aia cu tine de dimineață, e mult mai ușor să o câștigi, într-adevăr. Dar lupta există, adică există. Și nu le dimineți, chiar dacă tu faci și ești disciplinat de 20 de ani, este o boseală atât de mare și presiunea și tot, și emoția și așa mai departe, încât e o șansă să pierzi lupta. Uhum. Și chestia care pe noi, ca și luptători, ne ajută să ne păstrăm disciplina și motivația, este că tot ce scos pe gură trebuie să se întâmple. Adică asta am observat eu. Adică în momentul în care eu mi-am făcut un plan cu antrenorul și săptămâna asta mă antrenam la 7 și la 8 seara și masa la oraia și masa la ora eu nu am voie timp de 3 luni de zile să fac nicio greșeală și să nu-i dau voie creierului să se, să-și piardă încrederea mine. Mm -hmm. Pentru că dacă am făcut chestia aia, va afecta toată pregătirea. Adică eu 3 mm -hmm. luni de zile trebuie să fiu un om de cuvânt cu mine. Da. Dacă eu am zis că fac aia, trebuie să o fac. Altfel o să pierd 100% și te ajută mult și, în, și, ca mindset. Adică tu dacă știi că ai avut o pregătire perfectă cap-coadă, da. Te duci full ca încredere în meci când te okay. bați. În schimb, în momentul în care te-ai sabotat și ai pierdut meciuri cu tine în pregătire, te duci la meci cu îndoială. Adică uh -huh. tu te gândești, am avut o pregătire 75% perfectă. Da. Iar la poate a avut 100%. Da, okay. Știi, și atunci intri cu o frică. Contează mult de tot treaba asta. Contează enorm. Deci am înțeles până acum că... O să existe în permanență conflictul ăsta? Trebuie să-ți promiți și să te ții de promisiune și să astfel crește încrederea în tine? Cred că e important. Știi cum asta cred că te formează psihologic și pentru relații? Pentru că același lucru se întâmplă și într-o relație. Când intri într-o relație cu un partener, cu oricine, fie că e relație de dragoste, fie că este Prietenie, de... business, da, orice. Da? Um, ai cerință de la el, dar cum poți să ai cerință de la omul respectiv să se țină de cuvânt când tu nu te tu poți ține de cuvânt față de tine da. însuți. Adică vină cu temele pregătite și cu atât mai mult o să știi că cât de greu este să te ții de cuvânt. Adică începe uh, cu tine. Și ca să încep chestia asta cu tine, ca să te ții de promisiune, există acest conflict. Am înțeles că uh, perfecționismul o să te ducă spre cel mai probabil spre eșoadă, că nu ești unul din acei puțini oameni rari care zic, bă, ok, ori tot, ori nimic și se ține de tot. Uh, cum arată, sau ce am putea împrumuta noi dintr-o pregătire de asta psihologică, deci nu pregătire fizică, ci pregătirea psihologică care are loc înainte de antrenament de la un luptător uh, profesionist, în uh, ce am putea prelua de acolo, astfel încât poate să ne facem o pregătire psihologică înainte de a merge la sală? Să-ți o pregătire psihologică înainte de a merge la sală. Adică ca să te ajute să ai un randament bun la sală? Sau să ca te să duci nu te lași, la la asta ajungi. e problema. Da, adică să... Măi, mi deci mi-am propus... Uite, întrebarea cumva e, e menită să mă ajute pe mine, în primul rând, pentru că eu în, eu în faza asta mă aflu. Eu, okay. de exemplu, am început să fac sport. Am făcut și o judo la șapte ani. Am început să fac judo. Părinții la fel mi-au zis... Adică părinții mi-au trimis la judo pentru că cădeam, frate, și mă lubeam. Deci nu exista zi în care să nu mă întorc să nu a, acasă să cad. Cădeam de pe topogan, cădeam de pe skateboard, cădeam, veneam, deci mă știa, mă știa tot spitalul. Stăteam în Chișinău încă la șapte ani, șapte jumătate m-am mutat la București. Deci spitalul de urgență în Chișinău, toată lumea mă știa. A, ah, iar Mihail, veneam cu degete uh, rupte, cu tot felul de tâmpenii. Și uh, i-a zis un doctorul, taică-mă, i-a zis, bă, fie, uh, am mai văzut copiii ca ăștia, trebuie să dai la un sport, să-l leșini acolo. Se să se da. Și m-a dat la judo și am făcut 2 ani de judo și m-a super disciplinat pe mine. Adică pe mine, din copilul la care cădea și să lovea, m-a făcut să fiu mult mai atent, eram mult mai stăpân pe corpul meu, mă epuizam fizic acolo, veneam, dormeau. Adică mi am setat un program și un flow foarte bun. După care am făcut, no, după care am început să fac sală de forță și cam o medie de 3-4 luni care merg constant la sală pe an. Și ăsta e momentul în viața mea în care chiar aș vrea să mă schimb, chiar aș vrea să merg, nu 3-4 luni, hai să zicem că nu merg 12 luni, dar aș vrea să merg 10 luni pe an la sală. Aș vrea să mă concentrez pe exercițiul fizic pe care îl fac. Aș vrea să, să fiu constant, aș vrea să se vadă un improvement pe corpul meu și simt că anii se duc și simt că am ce să fac ca să fie mai bine. Ca decât să fie mai bine. Cum, uh, cum aș putea să mă... Mi-e frică însă să ieșuiez. Și iar am avut de exemplu, am avut acum vreo două, trei luni în care am fost constant la sală Băi, și fix în săptămâna în care am avut mai mult de lucru, am avut de filmat și am văzut, creierul meu a văzut că se poate să nu mergi la sală o săptămână, a urmat a doua săptămână în care n-am mers și am, am văzut după aia câteva săptămâni în care am mers de două ori la sală și acum uite, de exemplu săptămâna asta am fost sâmbătă, am fost uh, luni, am fost marți, miercuri mi-am dat o zi de odihnă. Azi, de exemplu, când noi filmăm podcastul ăsta, ne-am întâlnit la ora 12, în fine, aveam timp să mă duc dimineața la sală, am ales să dorm. Adică simt că pierd, simt că pierd meciul din nou. Știi? Dar Deci adică vrea, cum, cum, aș putea să mă pregătesc eu psihologic astfel încât să pot să mă mențin constant? Uh, cred că cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este exact chestia asta de a fi blând cu tine, în primul rând. Adică să-ți înțelegi Absența la sală, în primul rând. Știi, uite, și mie, la rândul meu, pentru că și eu încerc să-mi vin o grămadă de chestii în viața mea încerc, sunt și antrenori, sunt și antreprenor, am și o sală, am și aia, am și aia, am și aia, și eu de obicei, duminica, adică ce le spun oamenilor, ca să poți, tu trebuie să-ți faci program de sală, orele la care tu o să fii la sală de duminică. Adică eu de duminică o să știu că vineri la ora 12 o să fiu la sală să mă întreb. Trebuie prin calendar? Da. Okay, le pun în, în calendar. calendar okay. Îmi organizez da. calendarul telefonului și îmi trec deja cum arată zilele. Îmi trec oamenii pe care trebuie să-i întâlnesc, îmi trec mesele. Îmi trec... Eu de duminică îmi fac programul de luni până vineri, de la ora 8 dimineața până seara complet, cu toate drumurile, acte de dus la contabil, Dar eu am efectiv în calendar trecut tot și mă ajută chestia asta. Și dacă eu îmi trec că vineri la ora 12 trebuie să fiu la sală, eu dacă la ora 12 sunt pe repaus și n-am nimic de făcut, eu trebuie să fiu la sală că am văzut în calendar și mă duc. Adică mm -hmm. tot ce spun se întâmplă. Dar, în cazul în care mă sună contabilă. Codiță trebuie să te duci cu actele să faci uh -huh. Și te ia capul. Zici, păi mă, treas să mă la sală Și uite da. că mi-a stricat combinația Știi? Uh -huh. Uh -huh. Atunci apare o frustrare și începi să te enervezi de Și îți zici, n-am fost azi la sală Ce rost mai are să mă duc săptămâna viitoare S-a să stricat Aha, okay. tot, apare iar perfecționismul, știi? În schimb, încearcă să îmbrățișezi ideea Băi, și așa azi nu avem de sală las că mm. e la fix, mă duc rezolv actele, dar mâine m-am eliberat și mă duc la antrenament. Adică mereu trebuie să ai o roată de rezervă, eu așa îi spun. Adică dacă ți s-a stricat roata azi, ți s-a stricat planul azi, vin cu roata de rezervă a doua zi. Ce tare, roata de rezervă. Roata de rezervă, eu așa o numesc. Știi? Adică mi se pare că nici nu te minți, adică eu i-am spus creierului Duminică că vineri la 12 mă antrenez. Până la urmă suntem oameni, apar chestii. Suntem da. adulți, adică se poate întâmpla orice, știi? Mm -hmm. Dar trebuie să ai roata de rezervă. Adică, ok, mi s-a stricat planul, sâmbătă mă duc la antrenament și în felul ăsta creierul tău știe că deși nu s-a putut vineri, totuși Ai de stai că ăsta da, mă okay. trimite sâmbătă. Mm -hmm. Și atunci el tot nu se culcă pe ureche și știe că nu există varianta de a da înapoi. Aha. Aia e cea mai importantă chestie atunci când vine vorba de implementarea disciplinei, știi? Să nu te arunci cu chestii glorioase direct, adică eu toată viața mea am fost un sprițar. 10 ani de zile și mâine vreau să-mi schimb viața. Și vine la mine și îmi spune, vreau și dietă, vreau și mâncare, vreau și rutine, vreau și vreau și. Tu te bucuri de entuziasmul lor, le dai tot, știi? Și omul după 5 zile de perfecționism, dacă cum ți zis, cedează. Și nu mai poate să mai continue. Și atunci el s-a mințit pentru că el a zis eu o să fac și n-am mai făcut și a pierdut încrederea în el. Dar în schimb, în momentul în care tu îi spui omului, uite, o luăm treptat, facem asta, facem asta, să revenim la ce vorbise la început, creierul lui începe să prindă încredere în el. Pentru că tu dai task ușoare. Fasting o săptămână. Bun, a prins încredere. Aia, aia. Și pe să fie mult mai deschis la implementarea lucrurilor noi. Pentru că el deja a reușit cu 10 lucruri din spate. Mm -hmm. Să-i mai adaugi încă unul, avem și lucruri foarte ușor. Dar, în schimb, dacă le dai pe toate 10, integrarea va fi foarte grea și va ieși 100%. Adică, eu n-am întâlnit un om până acum, de când sunt eu antrenor și de când lucrez și cu sportivi și cu atleți și cu oameni normali, n-am întâlnit un om care să se schimbe după zi palta instant. Adică, el, să se fi trezit la ora 12 și să fi avut o viață statică, știi? Și pom mai efectiv de mâine să vină la mine eu să-i dau rețeta tot, uite, eu uh -huh. fac toate astea, toate suplimentele astea, toate astea, eu fac asta. Ia-i copy-paste la calendarul meu și implementează. Nu cred, eu tind să cred că nu există un om atât de tare, okay. mental să poată să schimbe viața după zi pe altă. Deci roata de rezervă asta e. E, mișto, e, e, e o chestie pe care o să o, să o roata de rezervă, de de da. Mereu, mereu da. îmi place de mor chestia asta și de-aia am și numit roata de rezervă. Adică e o șansă am până la urmă, exact, azi... uite, azi nu m-am dus la sală, am, este fix despre ce ai vorbit tu. Mi-am pro promis, nu m-am dus la sală, dar pot să îi las creierului șansa să nu fie dezamăgit complet de exact. mine, pentru că avem o roată de rezervă. Și adică... eu o să mă duc mâine. Imaginează-ți, erai cu soția, ai promis că vineri seara la 8 trei să o scoți la un date. Da? S-a întâmplat ceva, nu mai poți să o scoți la ora 8 la date. De dai seama, femeia te înțelege, dar totuși e și o dezamăgire mică în sufletul uh -huh. ei acolo. Ea deja se vizualiza cu tine la masă, povestindu-i cum i-a fost săptămâna, știi? Da. Iar tu ai eșuat vineri. Dar faptul uh -huh. că sâmbătă o suni și îi spui, hai să mergem să bem o cafea, pentru că mi-am dorit foarte mult să fim vineri seara acolo, uh -huh. ai venit cu rata de rezervă și ai rezolvat problema. Adică exact același lucru ești. Adică i-ai oferit ei nevoia pe care a avut-o, exact asta e făcut-o, ți-ai oferit creierului nevoia pe care a avut-o. De asta zic că noi trăim cu două persoane într-una, cum ar veni. Mm -hmm. Pentru că trebuie să ai grijă de omul. Adică dacă tu i-ai promis omului că la 12 te duci la sală și n-ai fost la 12 la sală, ai grijă ca sâmbătă să compensezi și să te ții de promisiunea pe care ți-ai făcut-o. Știi? E foarte yeah. importantă chestia asta cu vizualizarea și ah. să fii un om de cuvânt cu tine, cum ar veni. După ce ai atât de multe lupte, după ce te confrunți agresiv fizic, până la lupte de contact, uh, cu atât de mulți oameni. Există loc și pentru sensibilitate? Da. O ai? Ce te, e? ce te emoționează? Deci îți garantez că cei mai duri luptători din UFC sunt cei mai sensibili oameni. Pentru că nu știu cum să... Chiar nu știu să găsesc o definiție de ce, uh -huh. dar îți spun clar că în Moldova mi-am dat seama de treaba asta. Eram cel mai mic, aveam 18 ani, toți aveau 24, 26, 30 de ani. Era Ion Cuțelabă care se lupta în UFC. Toți luptătorii de acolo erau top. Toți, de exemplu, duminică, așa, așa l-am descoperit și eu pe Dumnezeu, ei în fiecare duminică mergeau 20 de urși, da, toți și așa mai departe la biserică. Asta era rutina lor duminică, mergeau toți la biserică și se rugau, un fel de meditație și plângeau majoritatea. Adică stăteau și se rugau pentru anumite chestii, fiecare cu filmul lui și plângea. Și chestia asta o remarc și la mine, adică sunt capabili de atât de multă violență și atât de multă agresivitate și... Duritate în timpul unui meci, adică sunt capabil să omor pe acolo, că până la asta uh -huh. se întâmplă, Intrăm pe viață și pe moarte acolo, știi. Dar atât de sensibil câteodată în afară, știu, de multe ori mi-a fost rușine să recunosc chestiile astea, dar acum uh -huh. nu chiar nu am nicio treabă. Adică credem că am momente în care trec pe stradă, nu știu, și văd o doamnă amărâtă sau ceva, bă, îmi vine să plâng, nu știu, pur și simplu mă apuc așa o stare de asta de zici că este o fetiță mică, știi? Îl văd și mă apucă plânsul. Nu știu să spun exact ce stă în spatele chestiilor astea, dar tot ce pot să spun e că toți prietenii și toate cunoștințele mele, to -t -t toți oamenii pe care îi cunosc din sport, cu cât sunt mai capabili de agresiune și de violență în timpul meciului și îi vezi ca pe niște barbari efectiv, cu atât mai sensibili sunt în viața lor personală, nu știu cum să spun, nu știu de ce există extrema asta, nu știu ce stă la baza ei, dar ți-am spus, atât eu cât și toate, toți oamenii pe care îi cunosc din, din industria asta, pe cât de răi suntem, pe atât de blând suntem în anumite situații. Și mai ales cu familia acasă. Nu știu dacă este o generalitate neapărat și suntem toți, 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 toți. Cred că mai sunt și alți oameni. Și care, de care e adevărul că nu prea vezi, de exemplu, știri cu vreun luptător care s-a bătut pe stradă cu cineva sau, știi? Adică Rar o să vezi un luptător profesionist Asta care... să știi că vine și din alt principiu Adică nu are treaba neapărat cu tine că e sensibil Aici apare pur și simplu o chestie Adică pentru mine ca luptător să mă bac un alt bărbat pe stradă Care n-a făcut un contact ca și cum aș bate cu o femeie uh -huh. Adică știi din prima că tu ai un avantaj foarte mare Și nu ți se pare fer Adică eu de exemplu evit majoritatea conflictelor Când sunt provocat pentru că Majoritatea nu știu cine sunt, știi? Și nu. mai întâmplă un trafic, majoritatea pe în București, pe aici se întâmplă. Omul e, se agita din mașină, se agită, frustrat cum e el. Și efectiv mă blochez în mașină, mi închid dușa pentru că știu că dacă ies afară nu rezolvim, mi e rușine de mine. Adică ce faci? L-ai bătut pe unii ca și cum eu aș avea un pistol și omul respectiv nu are armă la el. Știi, aici nu vine neapărat din parte sensibilă, cât vine mai mult din, din, cunoștințele tale. Adică nu ți se pare fer. Ești un bărbat, până la urmă ești corect, tu e ca și cum ai avea un pistol la spate pe care păi, îl -ai, ai nevoie, ai nevoie totuși de o empatie ca să, da, asta ca, să ca să, ca decizia asta, știi? Să, asta categorie. Să ai acest avantaj, dar tu să zici ok, dar să cred te dai la o ca acum am mai făcut să mă gândesc la chestia asta, cred că cine sensibilizează pe noi de fapt ca și luptători este procesul în sine de a ajunge campion și de a ajunge un, un luptător bun. Pentru că tot drumul ăla, alea, trei luni de zile care ți-am spus eu, o pregătire pentru un meci, e o traumă continuă la care tu te adaptezi, fizic și psihic. Adică în primul rând te traumatizezi prin un antrenament fizic, să poți să-ți creezi condiția fizică să duci runda respectivă, dar pe de altă parte tot luptându-te cu creierul tău să depășești, adică practic ce se întâmplă? Tu când îți faci o pregătire să te lupți, mai întâi îți înveți creierul să se adapteze stresului uh -huh. ca creierul tău să adapteze până musculatura stresului. Adică noi înainte să începem să ne pregătim fizic, ne pregătim psihic. Adică mai întâi trebuie să învăț creierul să se adapteze efortului, ca până musculatura mea să susțină. Totul pleacă de la creier. Adică de multe ori corpul tău poate mult mai mult de atât, dar creierul te blochează. Deci gata, atât a fost și te-a blocat, gata. Știi? Dar în momentul în care, uite, baia rece de care îți spuneam, toți da. sportivii de performanță, că vorbim de fotbal american, de basket și așa mai departe, toți practică baia rece. Și toți o fac în pregătirile pentru meci. În primul rând, recuperare și multe alte beneficii, da. dar în primul rând e vorba de meciul ăla de a ce da. Pentru că ție în antrenament, oricât de motivat ai fi oricât de disciplinat e fi Băi e greu când te pune la să dai 20 de sprinturi de 50 de metri, cât de tare poți ca să-ți dai ritmul cardiac. La un moment dat nu mai poți, îți vine să plângi efectiv, adică îți plânge corpul, te traumatizezi și tu te adaptezi la chestia asta, știi? Și trebuie neapărat să ai creierul și psihicul pregătit ca să poți să-ți faci o pregătire fizică. Și în este un, un, sens, un punct de vedere foarte mișto pentru că, de fapt, da, tot ce încerc eu este să găsesc modalități sau uh, să găsim împreună un mod de a convinge o persoană să meargă să facă sport și, de fapt, da, problema ta da, de fapt nu este că nu ai corpul la antrenat și te duci la sală, ți -e minte. Problema e mintea, adică minte. Uh, tu ce e să antrenezi mintea. Minte. Corpul vine de la sine. Totul vine de acolo, da. De acolo vine. Și a, că vorbeam de sensibilizare, că de aici că am plecat iar din Fantasy yeah. uh, Sensibilizarea, procesul ăsta de traumatizare continuă îți dă șansa să fii empatic. Pentru că adică tu te, te pe ajungi să te cunoști și cumva. pe tine și cred că înțelegi cumva psihologia, cumva, îți dai seama cum funcționează. Mm -hmm. Adică eu nu am citit nicăieri chestia asta, că mie mi se adaptează psihicul greutăților și că devine mai puternic sau că fizic, pur și simplu mi-am dat seama, vizualizez. Adică mie îmi place, de exemplu, o chestie pe care o recomand tuturor oamenilor eu ce fac. În fiecare seară îmi spun o rugăciune, cum ar vine mai mult o meditație, și stau și fac o perspectivă asupra zilei și mă gândesc, Radu, de ce mi-a zâmbit azi când l-am antrenat? Probabil pentru că am fost prezent. Larisa, când a plecat, de ce s-a uitat ciudățel pe mine? Cred că am stat prea mult în telefon. Iau iau un fiecare zi, mi-analizez toată ziua și vreau să văd ce s-a întâmplat în ea. Și seara trag niște concluzii. Marți fac la fel, miercuri fac la fel. Vineri fac o perspectivă asupra a toată săptămâna cum ar veni și văzând chestiile astea învăț. Și am învățat chiar chestia asta de la mine. Știa? Adică mi-am dat seama, bă, uite, eu luni, când am avut circuitul de rezistență, am scos 15 secunde. Vineri, în schimb, am scos 14,3 secunde. Ce înseamnă asta? Că antrenamentul meu e bun și înseamnă că am un progres, adică m-am adaptat. Uh -huh. Acum două săptămâni, creierul meu la antrenament a cedat atunci când a trebuit să fac 100 de lovituri de picior la sac. La 94 am zis, bă, mi-ajung. Ai și la sală când te duci, știi că trebuie să faci 3 serii de 15, de exemplu, și faci 3 serii și la 12 repetări repetare zici... Hai, hai, că da, da, hai, că ajunge. Am da. hai, că da, am făcut suficient, știi? E, în momentul în care eu am văzut că luni am dat 93 de picioare și lunea cealaltă am dat 105, mi-am dat seama că creierul meu s-a adaptat stresului și a zis, hai, că mai merge, hai, da. că mai merge, știi? Și Așa am reușit să ajung la ceea ce vorbim acum. Adică nu e să zic că am citit ceva sau pur și simplu am vizualizat. Din vizualizare mi-am dat seama de aspectele astea ale noastre, știi? Și totul pleacă din minte. Adică Înainte de a mă pregăti fizic să rezist acel meci, trebuie să mă pregătesc psihic ca să-mi dea șansa să mă pregătesc fizic. Exact matematică de ce vorbeam la început. Mm -hmm. Exact algoritmul, exact, exact. Da, ce se leagă toate. Știi? Mm -hmm. Te duci în creier, ai antrenat creierul să-i dea voie fizicului să se ducă la capacitate maximă. Pentru că dacă tu ești slab mental, nu o să poți niciodată să-ți duci corpul la capacitate maximă, să scoți tot ce poți din el. Adică... De exemplu, noi ca să putem să ne facem condiția aia fizică pentru meci, să ducem trei runde de trei minute sau chiar dacă ți scăpare puțin din exterior, nu e enorm. Adică tu la trei minute ți se par 45 de minute minim. Adică eu mai am momente la amatori ca ai tabela care ți arată timer. Uh -huh. Și tu ai intrat 3 minute, după ce ai avut vreo două încăierări cu de ești de acolo, gâfă, ca animalul, te uiți la ceas 2.30, trebuie 30, 30 wow, secunde, de secunde. Zici, 30 de secunde trecute. Okay. Pomă, te mai iei, te mai încaieli cu el pe acolo puțin, te uiți, 2, Bă, de doar un minut, tu băiatule, zic cum ai că doar un minut să treacă, știi, și te distruge psihic chestia asta, știi, da. când și tu, practic, trebuie să cumva să reușești să depășești momentul. La amatoria aia cu tabela pe mine m-a distrus psihic de fiecare dată, pentru că mereu, fiind un luptător care am căutat inteligența în loc de pumn, mereu mă ghidam după tabela. Adică mă uitam câte puncte am, câte, cât e timpul, mai merită să fac pressing, mai bine stau defensiv. Și totuși era un avantaj că jucam cu tabela cum ar veni ca să câștig, dar era și un dezavantaj pentru că mă distrugeam psihic de fiecare dată. Adică Aveam o fază bună cu el, mă băteam bau, bau, bau și ți-am zis, -mă, mă uitam la tabelă și vedeam că au trecut doar 20 de secunde și în capul meu au fost 30 de minute. Da. Și picai, picai. Și cum ai reușit? Ai, nu te-am uitat pe tabelă? Sau? Uh, nu, pur și simplu am zis, it is what it is. Adică de multe ori am luat-o așa, ok, au trecut doar 30 de secunde, ok, ți, -ți a pur 30 de minute, mai ai două minute, trebuie să-i dăm înainte. Asta este, vedem ce facem, hai să dozăm puțin energie, hai să vedem ce facem. Și... Nu știu, eu de exemplu, uite, a fost acum un meci în UFC și unul dintre luptători l-au luat pe David Goggins la colțul lui. Tipă... E tipul ăla de alergă de nebun, de -a, făcut, de a fost în forțele speciale în America, de a deplini okay. un nu știu câte recorduri, e tipul ăla înalt, negru. Dacă și l -a, luat, l, -a... l a luat la colțul lui. Și omul a spus că, deși n-a avut o pregătire atât de ca și tehnică, Omul a reușit să ajungă la un alt nivel mental cu antrenorul ăsta. Pentru că omul avea cuvintele mereu la el și știa ce să-i spună ăsta să-l reprogrameze. Și a zis, eu în viața mea n-am câștigat atât de multe meciuri la antrenament, adică meciuri cu el însuși, cât a câștigat de când îl are pe David din echipa lui. Pentru că în momentul în care ieșea și ăsta îl vedea antrenorul că omul pică, nu mai era același randament în circuit, venea și efectiv începea și apăsa pe butoane. A, și cum asta, mi a ridici la fileu pentru o, o altă întrebare și anume, cât de important este antrenorul? A, tot tot, tot de la, pot să-ți dau un exemplu, dar nu pot să-i dau numele că să nu denajăm pe cineva, dar vreau să-ți spun că atât timp cât un, uite, am un exemplu clar în viața mea, este un luptător de calitate super bun, care toată viața lui s-a antrenat cu echipa care l-a crescut de mic. Și de ceva timp a făcut alegerea să plece de la cuibul lui și să se antreneze cu antrenor de top, pe care îi plătește, cum ar fi. Performanța lui a scăzut, deși antrenorii au mult mai multă tehnică, mult mai multă informație, mult mai mulți luptători și mecheri care să se lupte, performanța lui sportiv a scăzut. Și de ce a A scăzut? Pentru că tu în momentul în care mergi cu antrenorul tău care te-a crescut din mic, există o conexiune, din nou, piele de gâină, uh -huh. există o conexiune pe care nu pot să o descriu, nu știu, adică ai o încredere în omul ăla, el te-a crescut, el te-a adus acolo și antrenamentele sunt altfel, pentru că ele acolo trup și suflet pentru tine. Adică în Moldova am experimentat o chestie tare pe care n-am simțit-o niciodată în România ca și echipă. Dacă unul singur avea competiție și restul eram în sezon mort, noi toți 20 eram alergat cu ăla ca să-l ajutăm pentru competiție. Wow! Okay. Înțelegi? Într-adevăr, n-alergam 20 de kilometri cât avea la de alergat, dar ultimii 5 kilometri făcea cu noi. Adică, eu știam că o are de alergat 20 de km, omul își făcea 15 km singur, și când apărea la cea mai mare, apăreau 20 de oameni lângă el care alergau odată cu el. Mm -hmm. Știi, asta face echipa și asta face antrenorul și legătura cu tine și cu antrenorul. În schimb, în momentul în care plătești un antrenor bun și îi dai bani acolo, este strict un schimb financiar. Adică tu plătești pentru abilitățile lui. Și nu e pic de implicare emoțională. Ce și... părere ai atunci de oameni care merg la sală și iau antrenori? Cum ar putea, putea să-și aducă un plus uh, de valoare, de motivație, de disciplină? Părerea. Știi ce face antrenorul? te ajută să programezi o ședință la sală și ți-e rușine de el ca să nu te duci. Așa e. e, fix așa spune, e da. Exact așa e. Eu știu chestia asta. Mă uit la oamenii mei, știi, care vin la sală și majoritatea preferă să fie... Adică eu le spun mereu, le spun, bă, voi nu profitați de mine la capacitate maximă, având în vedere cunoștințele pe care le am și tot ce pot să fac cu voi. Pe mine mă oftică că nu e niciunul dintre voi care vrea să facă ceva... Adică oamenii vin doar să se simtă bine la sală. Să se relaxeze, să se desprindă puțin din viața lor de zi cu zi, știi? Mm -hmm. Și atunci, Oamenii și au antrenor strict pentru chestia asta. Ei de duminică vorbesc cu mine, luni, miercuri, vineri, ne vedem la ora 3. E, omului, chiar dacă e lene și chiar dacă ar face orice altceva și îl cheamă un prieten... -a, da? a promis. Omul mi-a promis. A promis. A promis. Da. Și a promis lui Codiță, care Codiță e un băiat de cuvânt, e super de zâmbăreț, e super de treabă și s-ar supăra pe mine dacă la ora 3 eu n-aș veni acolo. Știi că mulți dintre ei au încercat să o ducă în extrema cealaltă, să zică... Bă, să știi că nu vii la antrenament, dar treci o ca și cum aș fi făcut, știi? Și atunci eu am zis, bă, eu nu o să-ți iau niciodată banii dacă tu nu ești aici să lucrez cu tine. Și atunci am dat și mie gaură că puteam să antrenez pe altcineva și să fac bani, și nici tu nu ești la sală, știi? Aha, okay. Ei încercau să cumpere locul liber, știi cum ar veni? Și le-am da. zis, bă, eu nu accept chestia asta. Adică, pur și simplu, simte-te nasol pentru că ai făcut o nasolie. Trebuia să vii la 3 și n-ai venit. Că dai tu mie 300 de lei pe ședință, nu mai știe cu nimic. Vreau să fiu acolo. Și oamenii, efectiv mă mai sună și mai încearcă cu toată cu mine, știi, cu o oră înainte de intra. Cu știi, vă și cum e singur, exact că am niște copii mici. Băi, cu adică, știi că. Bă, aș avea ceva de făcut și zic, bă, vi la sală. Știai de duminică că tu vineri la ora 3 la sală. Aici ai ceva urgent de făcut, nu pot să mă minte Știi că există chestia asta de respect între noi, ne știm de mult da. timp cu toți, știi? Există chestia asta, bă, n-am nimic, sunt doar o leprată Vila între la antrenament, lasă vrăjeala știi? E ajută mult, asta e treaba cu antrenorul personal, ajută foarte mult în disciplina ta, pentru că, în primul rând, te ajută să showing up. Și mai încă o chestie pe care am lucrat, uite, pentru oamenii care vor să se schimbe neapărat și nu reușesc. Să, să ia pasul pe lângă că treptat și mai treptat. Adică eu am avut un om pe care pur și simplu l-am chemat la sală doar să vină pentru prezență. Nu reușeam să-l aduc la sală. Era pur și simplu men, să bloca mental și ceau să-l da. la sală, ăsta, o să mă chinui, o să fie greu, o să nu știu cum și prefera să nu vină deloc. Era frică. Și îl mai doar ca să, da. doar să stea asta. Îl chinam, venea de noroc cu mine, stătea 10-15 minute cu mine de vorbă, nu îl puneam să facă nimic, nu se schimba. El două săptămâni a venit șase antrenamente doar să dea noroc cu mine și să plece. Din a treia săptămână s-a apucat de antrenament. Pentru că de fiecare dată când îi spuneam mâine vii la antrenament cu hainele, ne apucăm de treabă și așa mai departe, se bloca mental și eu era frică de antrenamentul, efectiv o vor fi cu ea, adică Păi am zis omului, bă, tu vii și stai 3 minute pe bicicletă, pe mă facem niște stretching, adică am un protocol clar pentru, adică fac chestia asta cu oameni de 70 de ani, tu care ai 30 de ani o fluier și nu simți, adică o să pleci de aici fresh. Și ei în mintea lor se blocau și credeau că o să fie haos, că o să cedeze, că o să, fie, că râdă lumea de ei, că nu știu că nu știu cum. Și ai zis, Bă, hai să facem altfel. Vreau doar să câștigi disciplina asta de a veni la sală tu luni, miercuri și vineri vină la ora 2, dă-i noroc cu mine și pleacă acasă. Omul două săptămâni a venit, a treia săptămână a venit cu gheozanel în spate și s-a apucat de treabă. Să mai uitat la restul, vedeau ce făceau. Îl mai vedea pe unul de 140 de kg, la venea. El nu venea, el fiind om normal cum ar veni, adică deloc obez, deloc în parametri normali. Și... Pe el tot văzând ce se întâmplă în jurul lui și a dat seama, bă, stai că dacă ăștia pot, pot și eu. Și dacă tot am venit două săptămâni la ora două doar să dau norocul ăsta, asta, să vin să dau norocul ăsta să mă și antrenez. Mm -hmm. Știi? Adică tu trebuie să spargi cum ar veni procesul complet, trebuie să-l spargi în multe bucățele și e efectiv ca un puzzle, pac, 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 cuplezi. Și în funcție de nevoile omului, te duci ori mai jos și spargi procesul în și mai multe bucățele, ori te duci mai sus pentru că omul e deja disciplinat și îi dai procesul spart în mai puține bucățele. Știi ce spun? Da, asta îmi place foarte mult. E o vorbă care se zice... Da, e o vorbă care zice că cea mai cea mai mare greutate de la sală sau cel mai greu exercițiu de la sala de forță este Showing ușa up. de intrare, știi? Și, să zic că și eu fac asta și am văzut că mă ajută psihic. Mă ajută psihic când e o zi din aia în care, băi, dar nu am chef. Efectiv, nu am chef. Mă ajută psihic totuși să mă țin de cuvânt, să apar în sală, mă nu știu, mă duc și fac saună 15 minute, intru, intru, sau intru la sală, mă pun pe bandă, fac 10 minute, băi, nu merge, stai, și cu muzică, și cu motivație, am 10 minute, doare, bă, nu merge, mă duc, mă schimb, intru în saună 10 minute, mă duc, fac un duș, mai vorbesc cu băieții în vestiar, a trecut o oră ai. și creierul a bifat, băi, am fost acolo, exact știi? Ai, știi? că... Tot așa, îmi spune, bă, sunt obosit, dacă vin la sală nu pot să fac nimic, sunt rupt în gura, plâns copilul toată noaptea. Îi spun, băi, vino, și dă 10 minute la bicicletă și fă 25 de abdomene și un stretching, e suficient. Bă, omul vine și face chestia aia și păi omul mă întreabă, da, bă, dar și ce am făcut cu astea 10 minute și 25 de abdomene? zic, mult mai bine decât dacă ai fi stat acasă. Zic, ți-ai pus sângele de în de mișcare, te-ai oxigenat. Ai un plus clar și dacă vine aici și făceai 10 flotări, tu ai 10 flotări făcute pe care nu le-ai făcut acasă. De. Zic, bucură-te și integrează chestia asta în tine și fi recunoscător și fi mândru de treaba asta. Știi că ei vin și pământ tot pe ei se blamează la modul, da, bă, da, am venit, dar uite că am făcut doar 10 minute de bicicletă. bucură-te că tu 90% vei să rămâi acasă și să mănânci probabil o pungă de chipsuri. În loc să mănânci alea, ai preferat să faci 10%, ai venit și ai făcut 10 minute de bicicletă. E mai mult decât suficient. Adică trebuie să fii recunoscător și să te bucuri de anumite. Eu uite asta, când eram super obosit sau nu aveam timp, de obicei antrenamentul meu durează undeva la o oră 4 5, 2 ore. Și nu aveam timp să mă duc să-mi fac tot antrenamentul. Știam clar, eram presat, eram agitat. Știam că dacă mă traumatizez rău la antrenament și îmi dau să sară pe mă, nu mai am, nu mai am energie să-mi continui restul zilei, eram puțin panicat. Știi? Și mereu am ales să mă duc 4-5 minute la sală. Nu știu. Da. E suficient doar să fac efectiv niște fluturări așa, niște chestii, doar să mă mișc puțin din toate părțile. Ok, nu fac pieptazi, că n-am timp. Fac un circuit așa rapid, ba, 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 niște abdomene, niște flutări, niște sărituri, niște alea, ba, ba, ba. Și poamă când mă duc în mașină, sunt super fericit că m-am dus la sală, de când că nu m-aș fi dus. Și seara pot să fac pace cu mine când mă bat la somn și să-mi spun, băi, Uite că ai promis că te duci la sală și totuși te-ai dus. Da, mm. Da, dar știi că pe vine vocea aia. Da, dar totuși n-ai făcut ce trebuia. Păi plecăm de aici, că m-am dus la salut, nu au ce spun -ți eu ție, știi? Da, da, adică, mereu există la două persoane. Da, dar chestia asta există la oameni, cum e, de exemplu, soacra mea, o iubesc, e superbă. <laughs> deci, are o vorbă, dar cumva ne-am ne dat seama de ea și am reușit în familie să transformăm în ceva super amuzant. Dar soacra mea, când e ceva de bine. Ia, mereu începe cu problem, uh, problema e. Deci este efectiv mult. Problema de e că. Zice, zice, nu știu, merge la Lidl și cumpără ceva, un ulei pe care îl cumpără de obicei și e o promoție și ia două sticle. Zice, uh, da, am fost, am cumpărat, problema era că era promoție și mi-a dat două, știi? Era, e de bine, știi? E da, de da, bine. Da, Sau, da, 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 Este mâncarea super bună, zice, uh, supa asta, mamă, problema e că e și foarte bună. Deci tot este <laughs> tot că tu e da, Ce tare, da. Zice, mama, deci, nu e problema, e foarte tare, da, știi? Dacă foarte... acum o folosim cumva. Acum, orice e bine, zicem, problema e, știi? Deci eu când o, o sunt pe nevastă, mă zic, bă, am fost la sală, problema e că m-am intrat super bine. <laughs> problema e, da, ești da, da. la ceva negativ și vei cu ceva pozitiv. Tare e da, chestia da. asta, super tare, super tare. Da, problema e, și exact așa cu oamenii aceștia care, problema e că am făcut 10 fluturi. da, e foarte tare. Da, e foarte tare că ai da, făcut 10 fluturi, știi, e foarte tare. Și uite cum m mai întrebat de disciplină, știi, ăsta e un sfat pentru părinții, mare parte. Adică da. eu mă uit la impactul sportului de performanță asupra mea de când eram mic. Ceea ce e o paralelă foarte simplă pe care le-o spun tuturor părinților care își au copii la mine la sală. Le spun în felul următor. Copilul învață de mic să se adapteze eșecului și reușitei. Pentru că el vine la sală, se antrenează la antrenamente, la lupte, se antrenează 2, 3, 4, 5, 6 luni să se ducă la campionatul național. El a dat tot ce a avut mai bun. A fost prezent la da. fiecare antrenament în parte. Copilul se duce la competiție unde se mai întâlnești cu încă 20 de copii care au făcut același lucru. Iar el poate să ia locul 1 sau poate să nu ia niciun loc. Și atunci, la competițiile sportive, există foarte mulți copii care plâng. Pentru că el a muncit 6 luni de zile, el s-a dus acolo așteptând medalia de locul 1 și a pierdut în primul meci. Eșit în și în 15-20 de secunde, n-a apucat să facă nimic. Și atunci frustrarea e foarte mare. Dar ce zace în spatele acestui concept este că el când va ajunge adult, va îmbrățișa mult mai ușor un faliment sau un eșec în viață. Pentru că eu ce am învățat de asta nici n-am renunțat, că și mai că m a mai întrebat, dar eu nu înțeleg de unde îți găsești tu puterea de fiecare dată când mori, bau, aia apărut din nou, nu știu. Nu, ți-a plecat antrenorul de la sală, imediat ai înlocuit problema, imediat ai făcut. Te adaptezi și... Adică ce se întâmplă? Te pregătești trei luni de zile și la o competiție ai pierdut. Dacă ai mentorul și antrenorul potrivit, o stai în să în să-și pupe copilul și să-i spună hai să vezi luni la antrenament ce ai greșit și de ce nu mai pierzi data viitoare cu chestia asta, știi? Îl ajuți să înțeleagă că orice înfrângere este de fapt un câștig și că experiența este mai importantă decât orice. Iar copilul ăla când va ajunge adult, un an de zile va investi să-și facă o sală de lupte și pe o sală, Doamne ferește, ia foc. Copilul ăla este gata să o ia din nou de la zero. Adică el toată viața lui, 14 ani, a muncit și a câștigat, a muncit și a pierdut, a muncit și a câștigat, a muncit și a, a, muncit și a pierdut. Și atunci el fiind mare, el știe că rata de câștig și rata de eșec este la fel de mare. Adică poate să fie urea Și atunci le îmbrățișez ca și cum îți tizualitiz, că asta e vorba mea, mereu orice s-ar întâmpla, asta e. Asta e, s-a întâmplat, ce vrei să fac? Am putut să o controlez? Nu. În schimb, pot să controlez ce greșeli am făcut. Adică de ce mi-a lăsat la foc? Păi înainte să plec la București să filmez nu știu ce, am lăsat toate le-am priz. Bun. Sau la următorii nu se mai foc. Mm. Știi? Adică mm. exact asta e. Și copilul în competiție, mă eu fac chestia asta cu ei, merg la competiție și pomă le, le filmez și le arăt meciurile. Și -i arăt punctul cheie unde s-a întâmplat greșeala, că și la șah la fel. Adică tu nu pierzi, a făcut-o la o mișcare și ai pierdut. La șach a făcut o mișcare care îl va ajuta pe viitor să câștige și a plasat un pion corect și el o să facă mișcare decisivă. Exact asta se întâmplă și în meci. Tu n-ai pierdut în momentul în care te-a prins la ștrangulare, tu ai pierdut în momentul în care ai făcut mișcarea aia greșită și din mișcarea aia ai mai făcut încă 10 după greșite și ai ajuns acolo unde trebuie. Uh -huh. Știi, exact asta se întâmplă. Și în momentul în care arăt copilului unde ai ieșuat, lucrăm numai pe chestia a și de încredere. Păi ce la a doua competiție, face bine treaba aia, dar greșește altceva și ar pierde. Auzi, de ce faci când a câștigat, când a luat locul întâi? C cum îl abordezi să... Pentru că și aici există o știință și se pare că atunci când lauzi locul întâi, performanța scade. Scade, pentru când... că se culcă pe ureche. În schimb, când lauzi copiii asta, tot la Huberman am văzut, mi se pare foarte mișto și asta, e, e tot așa, e un studiu pe care, de care povestește el, uh, care au luat doi copi, două grupe de copii, la unii le-au lăudat Uh, performanțele. succesul și performanțele și practic agimentul. Adică eu au zis, mamă, ești foarte, e foarte tare că ești foarte deștept, ești foarte tare pentru că ai reușit să iei nota 10, uh, ești foarte tare că ai și campion. Și celorlalți i-au zis, ești foarte tare că ai lucrat toată ziua astăzi, ești foarte tare că îți place munca, tare, ești foarte tare că uh, ești perseverent și nu te lași. Și performanța a fost nesuperioară la grupa care a fost a primit, practic, laude pentru muncă și pentru greutate, nu laude pentru succes. Cine nota 10. ești, exact, pentru rezultat. Exact chestia asta o abordez la sală cu copiii. Eu am o grupă de copii de care sunt îndrăgostit, au între 5 și 8 ani și sunt... Băi, efectiv, am o conexiune cu și mai mult decât o am cu adulți și mă înțeleg, au, au puritatea, pur și simplu, știi? Și mi-am dat seama că copiii au ajuns să mă respecte foarte mult și să reușesc să mă înțeleg cu ei foarte bine și să vorbesc ca și cu un adult, în momentul în care îi laud strict pentru munca lor. Adică, mi se pare, când ia locul 1, dacă îi spui bravo că ai luat locul 1, Exact cum ai zis tu, bravo pentru ce? Că ai luat locul unu și ce să zace în spatele acelui loc 1? Trebuie să duci în spatele cu știi? Bravo pentru cele trei luni de zile pentru care ai fost consecvent, bravo pentru zilele în care ți-a fost lene să vii la antrenament și ai venit la antrenament, bravo pentru zilele în care te-a durut spatele și ai avut nu știu întindere, dar totuși ai venit și ai făcut doar brațe la sală, adică laudă mai mult procesul în sine decât rezultatul și în modul ăsta vei avea un copil mult mai consecvent și mult mai motivat să fie acolo. Și la antrenament, de exemplu, eu laud fiecare mișcare, adică fiecare îmbunătățire. Dacă copilul la ieri nu știa să cadă corect și azi știe să cadă corect, eu o să fiu primul care să vină și zic, bravo, ai progresat, ieri nu făcea asta, azi o faci. Și el cumva, creierul lui, că tot la dopamina ajungi, începe și culege fericirea din proces, proces și din tot ce bifează. Știi? Adică eu ieri nu știam să cazi, știu să cadă, asta m-a lăudat antrenorul. Bifă. Mâine trebuie să fac roata mult mai bine, ca azi n-am făcut. Copilul a făcut roata bine și îi văd caută, caută validarea. Adică în momentul în care el știe că tehnica aia nu e și săptămâna trecută și săptămâna asta iese, nu spune nimic, dar se uită în una după mine, ca și cum uite mă că mi adică mi se, de ce nu zici nimic, știi? Mm. Și pe mă, mă duc, bravo Vladimir, ești forță. Săptămâna trecută n-ai făcut o acum o faci și îl văd bapă, mă, să duce mintea lui ce nu mai iese mm. adică creierul lui dă exact ce isola de a de a face, de a face, de a face, de a da, face, de a face și ce zice Andrew, întreaba asta cu cele două tabere e super adevărată, treaba asta. Adică eu când eram mic, de exemplu, uite, n-am fost niciodată conștient în ce mod am fost stimulat de tata sau de mama sau de antrenor sau așa mai departe. Dar contează enorm. Chiar nu știu dacă ce fel de... de mh, cred că am primit un bravo. Oricum, eu când eram mic, mie asta mi se pare foarte ciudat la mine. Că încă mă lupt cu chestia asta, nu știu dacă e din copilărie sau din ceva. Dar eu nu reușesc, și aici poate mă reușești tu să mă ajut să-mi dau seama despre ce e vorba. Eu no. nu reușesc, de exemplu, să fac... Foarte greu fac pasul la în spate de a fi recunoscători. Adică nu recunoscători prost, sunt foarte recunoscător pentru tot ce se întâmplă. De a mă aprecia. Adică, de exemplu, eu am reușit să mă uit la sala pe care am făcut-o de lupte. După trei ani de zile am intrat și într-o zi și am deschis sala și am zis, Bă, asta e a mea. Adică eu am făcut-o, știi? Nu reușesc cumva. Și când eram copil, eu am și campion mondial la 17 ani la senior, cum ar veni. Și am zis ziua aia, hei, hei, m-a dus tata, am mâncat-o și am stat puțin, ba, ba, ba. Și până a doua zi mi-a la normal, adică nu știu, n-am reușit să mă bucur foarte mult de chestia asta, nu știu dacă sunt doar eu sau așa funcționează orice om, nu știu de ce nu, niciodată. nu pot să fac chestia asta, e foarte ciudată, niciodată nu pot să mă uh -huh. bucur mai mult de trei ore de o chestie, nu știu, nu pot să, să-mi rămână chestia aia acolo, ca și cum am bifat-o sau să o realizez și să mă uit la ea, aici lucrez, asta e o chestie la care lucrez că, foarte eu mult. Eu cred depinde, dacă înțeleg bine din ce, din ce povestești tu, eu cred că mai degrabă asta ai putea vedea ca pe un avantaj și um, ce, ce pot să fac eu? Nu pot să fac canaliza acest YouTube, că n-am specializare în asta, dar pot să îți povestesc din cum văd eu păi lucrurile. Astea, eu chiar, sunt curios. am ajuns la un moment dat, să am, adică fix același lucru este, practic, e aprecierea muncii în detrimentul aprecierii rezultatului. Pe mine, în momentul de față, am, am reușit, dar am făcut asta cu terapie, pentru că m-am dus la, adică eu fac terapie și m-am dus la un moment dat la, la, la psihologul meu. Și am povestit o chestie care pe mine mă apăsa. Faptul că am avut niște obiective pe care le-am atins, nu știu, am vrut să am propria mea emisiune, am atins-o, în același an am vrut să scriu o carte, am scris carte, am lansat-o, am vrut să încep canalul de YouTube, l-am început, am vrut să ating, nu știu, număr de urmăritori, am atins, deci tot ce-mi propusesem... Se întâmplase. Și îmi un lucru realistă, dar greu de atins. Se întâmplaseră și mă simțeam gol. Exact, asta mă simțeam e la mine. gol și întrebarea era ce se întâmplă adică le-am atins. De ce nu pot să mă bucur de ele. De fapt cred că de noi ce? ne bucurăm de fapt de proces și nu de rezultat neapărat. A? Da, și uh, cumva una din explicații, una din explicații pe care am reușit să o rezolv și m a ajutat enorm. Era faptul că eram foarte axat pe proiecte exterioare și nu pe proiecte interioare. Și când am auzit asta, am devenit. am lăsat un pic perfecționismul la o parte, când fiecare zi scrie atât, face atât, filmezi atât, scrie scripturi. Am lăsat perfecționismul la o parte și m-am dus într-o zonă mai uh, umanistă, să-i zic. Uh -huh. Adică uh, nu mai alergam în parc cinci ture cu căștile în urechi. Preferam să merg și să mă uit la frunze. Adică, yeah. deci mi, se, mi se pare, eu pentru mine terapie să mă opresc. Că merg în parc, mă opresc și mă uit la frunze. Da. Și dacă găsesc o frunză mă apropii de ea și mă uit și văd cât de simplă și cât de ignorată e acolo și cât de complexă complex e complex de este. fapt. Și mintea mea începe să zboare în niște locuri și ramurile de la frunze se transformă în relațiile pe care le am și totul se duce într-o zonă de asta abstractă de care mie îmi place și mă. cumva. și după aia mă întorc și văd doi doi bătrânei pe bancă care. De fapt, stau acolo în fiecare zi și mă văd, nu văd știi? eu nu-i văd, Și după aia am început să vorbesc cu ei și îi salut și ei mă salută, și zic, că n-ai mai, nu, ieri ai alergat, azi nu mai alergi, te plim, da, încep să le povestesc. Și partea asta se duce în a construi niște proiecte interioare care nu sunt la fel de palpabile și la fel de conturate ca ale exterioare. Ale exterioare sunt, băi, vreau o sală, mi-am făcut-o. Asta e. Proiectul interior e ceva mult mai, cumva, e mult mai vag, e mult mai mistic și inclusiv, uite, plimbat un parc, uitat la frunze și vorbit cu oameni necunoscuți, era un proiect interior care m-a făcut să simt, m-a ajutat să simt și proiectele astea exterioare. Și asta a fost una din rezolvări. Iar o a doua rezolvare a fost să încerc să mă focusez, bineînțeles, și acum îmi plac rezultatele, în, adică măsurabile, în cifre. Dar uite, ieri am postat un vlog cu rujeolă, deci am fost, de exemplu, uite, am postat ieri un vlog cu despre, adevărul despre rujeolă, care astăzi la 12 ore de la postare are 3000 de vizualizări. Uh, ținând cont că media, să zic, clipurilor postate în ultimile luni pe YouTube fac, nu știu, 100.000 de mii de vizualizări pe prima săptămână. Acum un an m-ar fi distrus chestia asta. Și zis, băi, de ce? Mi-am pierdut timpul filmul materialul ăsta. De ce nu am merge am prins făcut... și s-a întâmplat. Ora. Acum eu mă bucur la fel de mult cum mă bucur de podcastul ăsta, cum mă bucur de celelalte materiale care au făcut sute de mii de vizualizări. Mă bucur la fel de mult de materialul ăsta pentru că știu că e nevoie de el. Știu că un părinte care este în derivă, nu știe dacă să se vaccineze copilul sau nu, se va uita la el și va, și, și va învăța ce va lua o decizie care e corectă pentru el. Uh, știu că e un material care uh, are sens și o să își tot facă sens, o să-și o, o să cumuleze acest sens de-a lungul anilor și o să la fel de satisfăcut. Satisfăcut, da, foarte tare. Adică, numai, indiferent dacă are 3.000 de views sau 300.000 de, de, de views... Uh, Încerc să nu mă bucur de numărul mare de views. Și și asta e o chestie. Adică, încerc să nu te bucuri foarte tare de bifă și de reușită, ci să te bucuri în fiecare zi de ceea ce faci. Și de faptul că, că ăsta... l ai realizat materialul și că l-ai postat. Da, și atunci, faptul că nu te simți tu satisfăcut de o realizare fizică, concretă a sălii respective, uh, probabil că înseamnă. adică poate să însemne uh, cumva același lucru. Uh, adică, cred că e mai benefic. Să apreciezi, cum zic, cred că, că e mai benefic să te bucuri la finalul unei zile în care te culci când construiești sala aia, când continui să o construiești. Da, da, proiectele, da ești în te... viață atunci, știi? Când ești în mijlocul procesului, ești în viață, te culci și te trezești cu acel Asta trebuie să apreciezi. Că da. sala e făcută, că e acolo, că e în picioare. Da, Doamne, ajută, mulțumesc Dumnezeu că e acolo, uh, lucrurile da. merg bine. A, și, fii atin. Uite, fiate, vreau să discut o chestie, n-am apucat să o, să o abordăm atunci. Mm. Uh, vorbeam de oamenii aia care sunt în pade, nu se pot ridica, știi? Oamenii aia poate să fie oră femeie, ori un bărbat. Și atunci modul în care îi ridici din pat este complet diferit. Pentru că mm. eu am observat o chestie. Stările acelea se tratează identic și la femeie și la bărbat. Și mie mi se pare că eu greșeal. Nu am o specializare, n am nimic, e pur și simplu un gând okay. al meu, dar vreau să-l expun și să-l manifest. Te rog. Uh, Mie mi se pare că momentul, adică practic ce se întâmplă, în momentul în care un om e afectat și el apat și suferă, exact cum am fost și eu, noi ca oameni, prin empatie, simțim nevoia să-i fim aproape să-i oferim iubire. Da. Și cât mai multă iubire și grijă și să-l să lăsăm să fie să facă bine. Știi, mereu să avem grijă de el, lasă să nu facă, lasă că fac eu. Mie mi se pare că în momentul în care faci treaba asta unei femei, e, uș e bine, e ca și cum ai da o floare, știi, și înflorești. -mi Dar mie mi se pare că în momentul în care faci treaba asta unui bărbat, mi se pare că lucizi ușor și se transformă ușor într-o victimă. Și chestia asta am remarcat tot, tot prin vizualizarea propriei persoane. Pentru că atât timp cât am avut-o pe fosta mea prietenă, care de fiecare dată mă lua afară, îmi făcea duș, îmi făcea ai să mâncăm, mai să facem, mai să dregim, hai la antrenament, eram într-o victimă care așteptam de fiecare dată colacul de... Eram o victimă, așteptam colacul de ajutor, știi? hai să facem, mai să ele. Și mi, mi plăcea zona aia acolo, în zona aia de confort, unde avea cineva grijă de mine. În schimb, în momentul în care ne-am luat pe drumuri diferite și eu am rămas în continuare cu aceea stare, poate puțin îmbunătățită datorită ei, dar eram singur, atunci mi se pare că s-a trezit monstrul, animalul la din mine care m-a făcut să ies din mm. zona aia de acolo, să nu mai stau în pat, să mă puce nervii, știi? Mi se pare că noi ca bărbați de multe ori, ca să putem să depășim anumite momente, trebuie să ne luăm toată durerea și frustrarea respectivă, să o transformăm în nervii productivi. Bustola, știi? Mm -hmm. Adică chestia asta am luat-o în primul rând, am, am văzut-o la mine, că asta m-a ajutat și vorbea și un psiholog într-un podcast, cred că chiar la Andrew era invitat, nu mă știu exact, și vorbeau exact pe treaba asta de cum să tratezi aceste stări. Și tot Andrew spunea, a fost, știi, faza aia cu... În al doilea război mondial, mi se pare, s-au întors foarte mulți soldați în Anglia, o știi? Nu, că și? S-au întors foarte mulți soldați traumatizați, stăteau la spital, nu mai aveam niciun scop, pentru că ce se întâmplă? Majoritatea bărbaților în al doilea război mondial și-au luat un scop și o cauză foarte importantă, anume de a apăra țara. Și atunci da. nu i ca bărbații, oricât de rău ai fi tu și la pământ, în momentul în care primești o cauză și un scop te ridici și faci treaba asta. Oamenii s-au dus în al doilea război mondial, s-au întors de acolo, vrei traumatizați, nu mai erau capabili să facă nimic toți la pat. A fost un cutremur foarte mare și aveau deficit de oameni. Și oamenii au luat rezerviștii și toți care erau în spitale pe acolo, tot ce erau, să-i pună la treabă, să dărâmă, să caute victime și așa mai departe. Majoritatea bărbaților care erau practic incapabili psihic să facă orice, nu mai aveau motivație, nu mai aveau nimic, oamenii s-au ridicat și au început să conduce ca ambulanțele, ca niște oameni total normali. Pentru că au primit un scop și o cauză. Și asta cred eu că ne ridică pe noi ca și... Adică uite eu de exemplu că vorbeam de sală. Eu realizez multe lucruri în timp ce le vorbesc, știi? Da, da. Și că vorbeam de sală. Procesul în sine de a face sala a fost cauza mea atunci. Și scopul meu atunci. Și chestia aia m-a ridicat din pat și m-a făcut să fac fac duș, m-a făcut să-mi fac mâncare, m-a făcut să uh -huh. mă antrenez, m-a făcut să muncesc, pentru că eu îmi doream o sal. Da. Și am început să fac procesul, știi? Ah. Și mie mi se pare că, ca bărbat, dacă ești acolo jos, s-a întâmplat ceva și ești down, rău de tot, trebuie să te agăți de ceva. Și că, cred că ai dreptate, cred că lucrul ăsta se potrivește anumitor oameni, e foarte important totuși de unde vii și cum ai fost construit, Da, știi? Mult și aluatul, Pentru că nouă ni se pare că suntem așa cum suntem pentru că așa suntem noi, dar noi de fapt am fost construiți și extrem de influențați Programați. de societatea în care trăim. Noi trăim într-o societate heteronormativă, așa se cheamă, în care uhum. bărbatul este provider... Vedem asta în familie, poate creștem în familie de genul acesta. Da. Bărbatul e la care trebuie să fie tare. Uite, o chestie cu care nu sunt de acord. Uh, care, cred că e foarte dăunător când se spune că bă, bărbatul nu are voie să fie supărat, să aibă depresie, nu ești bărbatul, trebuie să te lupți. Chestia asta de multe ori ne afectează pe da. noi ca bărbați. Știi? Și dacă tu vii dintr-o societate, trăiești într-o societate heteronormativă, trăiești într-o societate în care se spune că tu ești bărbat, tu ești provider, trebuie să fii puternic. Uh, E posibil ca asta să funcționeze la tine, să fie un cârlic pentru tine, poate și pentru mine, poate pentru alții care se uită la noi, care au trăit în această societate, să fie un cârlic care te ajută, care te ridică din pat, adică, adică te gândești, ok, așa am fost programat, ăsta e momentul în care sunt singur, ăsta e momentul în care trebuie să mă duc în această direcție. Totuși, e posibil uh, să existe oameni care sunt din contra cărora această eteronormativitate și acest, acest, mod de a gândi le dăunează, știi? Adică să le există, da, există, sigur, există bărbați care nu vor să fie provider, care au nevoie de empatie, care au nevoie de cineva la pat, dar ei se gândesc, băi, nu, eu trebuie să fiu singur, trebuie să, mă ridic, știi? Da, e posibil da, să da, nu da, poată să da, da, facă asta. Da, categoric, categoric. Și atunci e foarte, și de asta există această știință a psihologiei și de asta există, nici măcar nu, știi, n-ai cum să scrii o carte de psihologie care să se aplice la toată lumea și de asta cumva oamenii fac psihoterapie unul la unul, nu faci, da. nu există un psihoterapeut la 30 de persoane. Exact. Și de asta de foarte multe ori psihoterapeutul poate nu te înțelegi cu el, nu ai chimie cu el, nu este în stare să empatizeze cu tine, să simtă durerea sau conflictul interior și să te ajute. Adică lucrurile sunt uh, fuck, atât de complexe. Da, 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 Dar da, în da, mod da, cert, da. ceea ce zici tu, uh, știi și de asta apar că, că și în social media și peste tot apar, uh, cum zic, foarte multe controverse fix pe tema asta. Uh -huh. Sunt oameni care vin... Uh, Penet și zic, ce ai frate depresie. Nu există depresie eu când eu trebuie să luc. Eu când știam că trebuie să aduc să fiu provider să fac bani, să aduc bani no, în casă. Nu era de depresie. Era loc de depresie. Și eu cred că eu cred că la el a funcționat. Pentru că constructul lui, așa că, funcționează. aluatul lui, așa a crescut el, ăsta e cârligul care îl, care îl ajută pe el, da. Adică depresia nu era ceva acceptat în mediul lui, am mai spus asta și la într-un alt podcast, în cărțile de psihiatrie de din, din, timpul comunismului, depresia era descrisă într-un singur paragraf că este o boală a dacă n-ai ce faci și așa, ai depresie, în schimb poporul comunist, în momentul care are depresie, ia o vot că dansează la muncă și nu există depresie. Depresia, da? Și, probabil că dacă ești crescut în felul ăsta, pentru tine funcționează. Este însă periculos să vii în, în uh, mediul online și să, să o spui ca pe un adevăr absolut, uh -huh. pentru că există oameni la care asta nu funcționează. Da, da, există da. Există da. oameni care au nevoie de empatie, care da, -au da, da, depinde foarte mult de fiecare, știi? La mine am văzut că am mers și, de exemplu, mă uitam și pe la copiii mei pe care îi mai am pe la sală, mai mari, 17-18 ani, deja au dat... Uh piept în piept cu viața, majoritatea, știi, și uh -huh. când îi vă pierduți, de exemplu, uite, l am avut tot așa pe un copil, avea 18 ani, era ușor pierdut în viață. Probleme acasă, bolna, o, o, na, da. a venit o boală neprevăzută în familie, știi, și copilul era tot total de uh -huh. Eu atunci mă pregăteam pentru un meci din Timișoara. Și când l-am văzut așa, am încercat să-i dau un scop și ai și uite, eu am nevoie de tine în fiecare luni, miercuri și vineri la antrenament să fii partener de sparing. Adică am nevoie de tine, ai 85 de kg, ești înalt, știi exact cum o să fie da. meu am nevoie de tine. Îți jur copilul ăla atunci a fost cel mai fericit două, trei luni de zile cât a avut scopul ăla și pe omul, omul și căuta un scop continuu, adică și-a dat seama, știi? Și de asta nu e bine să generalizezi, Dar asta, știi? Corect, asta este indubitabil. Adică scopul scopul este cumva o esență a vieții. Și o carte care este ah. scrisă de Victor Frankl, deci e una din cărțile mele preferate, se numește Omul în căutarea sensului vieții și teoria lui el așa își aș trata pacienții, inclusiv de depresie, prin terapie încercând să le inducă un scop. Adică există cred că de fapt... E un fel, un fel de teorie ocupațională, cred că cumva, nu? Adică să le dea un scop, să le dea ocupație, să nu mai aibă timp exact ce vorbeai tu cu comunismul. Da, și el a definit scopul în viață ca fiind, el cumva l-a împățit în trei categorii, un scop poate să fie să creezi, fie că tu creezi o operă de artă, fie că tu creezi o sală sau un curent sportiv, fie, adică o creație pe o care creație. o faci. O de un alt scop poate să fie acela de a savura creația cuiva, adică un scop în viață poate să fie să te bucuri de operele de artă create de sau să asculti muzică, să citești. Asta poate să fie un scop. Okay. Și nu cred că, adică, le poți avea pe toate trei. Și un alt scop pe care l a observat că este foarte important în, cumva, sănătatea mentală a oamenilor este să ai grijă de cineva. Spre exemplu, ce a observat el în, să zic, în practica lui e că oamenii care au grijă de cineva bolnav nu ajung cumva să facă depresie sau au o rată mai mică, hai să zicem, de, de, depresie, având un scop de a, de a îngriji pe cineva. Și are câteva exemple în carte foarte mișto în care descrie cum reușea tot așa, vezi, printr-o ingeniozitate și a înțelege va psihologia din spatele pacientului său, avea după al doilea război mondial, el este un om care a scăpat din Auschwitz, deci el a fost închis în Auschwitz, a scăpat din Auschwitz și după aia a devenit profesor în psihiatrie, Uh, în Viena, adică, mă rog, e unul din, să zic, top uh, psihiatrii vienezi uh, care au trăit odată. Și uh, povestește un caz în carte despre o. e un mind-twist din asta foarte interesant despre o... un pacient, nu știu dacă era femeie sau bărbat, parcă era o femeie care își pierduse soțul în război. Și a venit la el cu depresie și a spus, ei, eu nu mai pot trăi așa pentru că mi-am pierdut partenerul. Și el i-a zis, ok, ți-a pierdut partenerul, dar gândește-te că poate, că poate că așa a fost să fie, poate că scopul tău este să rămâi tu aici în timp ce el nu e, dacă ar fi fost altfel, pe el ar fi durut foarte tare. Poate că scopul tău este acum să-l salvezi pe el de durerea asta și tu ai fost cea aleasă să rămâi aici, pentru că el n-ar fi putut suporta durerea pierderii tale. Și atunci, tu ți-ai pierdut partenerul, dar e un mind twist în care te gândești, ok, dar totuși, am un scop, am rămas aici ca să nu sufere el durerea pe care o sufer eu ah. și, și asta te scoate din durerea respectivă și te face să o să digeri. Să o digeri. digeri. Printr-un singur e un scop și asta e un scop, cum să zic, fictiv cumva, știi? E un scop nepalpabil. Nu este un scop cuantificabil în ceva. Dar da, adică Scopul, în mod cert, este esențial în ridicarea în pat. Cred că de care te ții puțin, știi? Să, da. să te miște puțin de acolo, din, din mulul ăla în care ești. Cred că da, doar că cred că e cumva diferit pentru toată lumea. Pentru toată lumea, lume, da, sunt... diferă. Dar ca să rezumăm puțin ce, ce am discutat astăzi... Um, Cred că în primul și în primul rând, hai să luăm, luăm studiu în care ești în cel mai rău caz. Adică ești la pat, nu mai da. găsești motivație să mănânci, da. nu mai găsești motivație să te ridici, să te speli și așa mai departe. Exact modul în care eu am fost, știi? Exact da. cum eram când nu mai... Nu, nu, nu știam cine-i codiță Alexandru, adică a dispărut luptătorul, cine-i codiț? Ce facem acum? Știi, ok, nu mai ești da. luptător. Și ajungi în pragul în care ești cel mai jos din viața ta, adică eu acolo am fost. N-am fost niciodată acolo mm -hmm. și am promis că nu să mă mai întorc acolo, e complet. Uh, să zicem că ești în punctul ăla, ce ar trebui să faci în primul rând? E clar că în momentul în care ești acolo mm -hmm. În primul rând creierul tău E setat doar pe dopamina aia cei de care noi vorbeam mm -hmm. Adică îți găsești fericirea în lucruri mărunte Și te bucuri la dulciuri Te bucuri la țigări Te bucuri la un alt viciu Depinde ce unde ești tu atunci știi? Ideea e că tu trebuie să realizezi Că chestiile alea, dopamina aia mică, nu face nimic decât să-ți mai bată încă un cui care te ține acolo. Știi? Adică tu vrei așa. să ieși de acolo, fiecare mm -hmm. țigară fumată, fiecare fericire mică și măruntă, să mai bagă încă un cui și te ține lipit de pământ, știi? Da. În momentul în care începi, eu, eu, eu atunci am încercat să elimin mai întâi sursa de dopamină chip. Adică am zis, bă, nu mai pufăi, okay. bă, nu right mai fiu. fac asta, bă, nu mai fac asta. Da. Dar nu puteam. Pentru că creierul meu strânea după chestia, el nu avea o altă variantă de fericire, el era acolo. Și ce sfat mi-aș fi dat eu, mie, atunci când eram în pat, este exact ce am spus la începutul podcastului și anume nimeni nu o să vină după tine. Mm -hmm. Adică trebuie să realizezi și să vizualizezi că dacă tu nu faci pasul de a te ridica din pat, o să rămâi acolo toată viața. ta. Mm -hmm. Și asta e cel mai important lucru. Adică în momentul în care tu ca om, ca entitate, ești pus în fața acestui lucru și cineva îți spune chestia asta și începi să o realizezi și îți spune clar, băi, tu dacă nu faci tu cu mâinile tale treaba asta, nu o să -o facă nimeni pentru tine și o să rămâi aici toată viața ta. Asta trebuie să se reflecte oricât ar fi nevoie. Adică omul la care e în pat și nu reușește să se ridice, trebuie să reflecte asupra vorbelor rostora până reușește uh -huh. să facă ceva. Adică, băi, dacă eu nu fac, nu o să o facă nimeni. Păi dacă eu nu fac, nu o să facă nimeni. Și făcând, adică trebuie să din nou să, să, să punctăm, făcând înseamnă ori te duci și faci un duș de... e te duci la sală, ori te duci să cauți e ajutor. E suficient la... să stai la etajul 4 și să cobori cele 4 etaje și să urci înapoi în mm -hmm. apartament. Sau fie că te duci și cauți ajutor efectiv la un profesionist, la un psihoterapeut da, sau da, la un psihiatru. Da, da. Da. Știi, ps uh, psihiatria e atât de. Uh, devine din ce în ce mai puțin stigmatizată, dar încă este foarte stigmatizată. Băi, dacă ești la pat, ok, ai încercat, ai încercat dușul 10, nu a funcționat. E clar, e pentru tine. Du-te la un psihiatru. Da. E posibil să-ți dai niște pastiluțe care sunt. care să te ajute să te duci la sală. Da. Și după aia să reușești cu ajutorul lui să scapi de ele, știi? Exact. Dar, într-adevăr, indiferent de ce ai face, e. Trebuie să faci acel prim pas, da. și e, cred că e cel mai greu pas. Yeah. De mic e yeah. cel mai greu. La primul pas e cel mai greu în orice lucru. Adică, și când te duci la mare, de exemplu, e greu până intri în apă, că pământul te obișnuiești cu ea, știi? Corect, da. La mm. fel în piscină, e greu până intri, că mă nu mai ești din apă, știi? Adică, mm. chestia asta, sau cu copilul mic, când vrei să-i faci o baie. E greu până îl bagi acolo, că pământul mm. e greu să mai scoți, știi? Da. Adică, e, primul pas e cel mai dificil lucru, dar ce m-a ajutat pe mine să mă ridic de acolo a fost exact vocea asta care mi-a rămas în cap și jur că în fiecare dimineață și în fiecare seară mă trezeam cu ea. Dacă eu mâine nu o să fac ceva, eu o să rămân aici. Dacă eu mâine nu o să fac, eu o să rămân aici. O să încep să fumez, o să încep să beau, o să încep să... Adică îmi dădeam numai filme de astea și efectiv pe mine m-a ajutat să zic, băie e timpul să fac ceva. Ok, da. Și simplu fapt că într-o dimineață, de exemplu, eu mă trezeam și stăteam în pat, nu mă ridicam. Să mă trezeam la 11, 12, la prânz și stăteam acolo până la 4, 5. Știi, a, efectiv, cam, cumva cam, cam, asta e definiția depresiei. Stăteam acolo, nu puteam să mă, mm -hmm. mă ridic și abia așteptam să mă culc din nou. Adică așteptam din să mă deconectez de la realitate și să mă culc, știi? Mm -hmm. Și pentru mine a fost, adică asta încerc să le spun lor, orice pas mic, oricât de mărunt e o victorie. Adică faptul că tu mă normal te trezeai la 12 până la 4 nu te ridica din pat faptul că tu la 12 te ridica și ți-ai făcut un duș, ai o victorie mare. Faptul că tu te-ai și ți-ai făcut pentru prima oară o limonadă, de ajuns să storci lămâia aia, să o strângi, să ți-o pui în apă. Băi, ai făcut ceva pentru tine, te-ai iubit azi, e bifă. Știi ce spun? Da. E foarte important, pentru că ei zic, a, eu sunt la pat și n-am fost la antrenament, tot o lepră sunt, știi? Da. Băi, Nu. Eu, de exemplu, sunt mândru de unul. Adică eu dacă m-aș întoarce la mine când eram atunci în pat, faptul că m-am trezit de dimineață și m-am dus să-mi fac un ou în tigaie, aia e o victorie, am urcat Everestul. ul da. Adică eu n-am trei luni de zile muream de foame dacă nu era fata aia să-mi facă de mâncare. Eu după da. trei luni de zile m-am dus și mi-am urcat un ou în tigaie. Da. m-am pus înapoi în pași și m-am culcat. Dar mi-am făcut tigaia și a doua zi m-am dus și mai mi-a pus încă o dată la Și a da. treia zi la fel și am implementat o rutin. am început să mănânc dimineața. Da, ok. după, după ce mi-am făcut mâncare, am pus mâncări ca mine, ce am să mă, să mă plin puțin. Victorie. Am mers, știi? Adică trebuie să te bucuri de orice pas mic. Noi suntem cei mai mari critici ai noștri. Adică mie mi se pare chestia asta. Adică vrei să atingi perfecțiunea aia mereu și perfecțiunea aia te distruge. Te distruge de fiecare dată. De exemplu, cea mai bună pregătire a mea am avut-o anul ăsta când m-am bătut la semi-pro, pentru că pentru prima oară în viața mea nu m-am stresat. Până atunci eram mereu stresat și nu puteam să mă bucur de, de drum. Mereu eram stresat, să am vitaminele, să am proteina, să am aia, să am aia, să am vibe ăla la antrenament, să fiu fresh să dacă mă durea ceva mă lua cap, mă la masaj, făceam da. o mie de masaje până la antrenament, știi. Dar la pregătirea asta pe care am avut-o anul ăsta, cumva, pe prisma maturității, probabil, nu știu, față de cum eram când eram copil, băi mă bucuram de fiecare lucru. Deci vreau care... să întreb, totuși, e. Cum împaci cele două voci? Pentru că pe de o parte ai zis că în momentul în care erai cel mai jos, da. apărea vocea aia care, după cum o descrii tu, pare foarte critică. Da. Pare foarte critică, adică, gen, băi, dacă nu, rămâi acolo, adică pare ori așa, ori așa. E mai mult o critică și constructivă de, să știi, de altă că parte... Nu mă ceartă. Aha. Adică nu e la modul să mă jignească. Nu e o voce care îmi spune, ești ultimul om că stai în pat, mie mi-e rușine de tine sau nu e direcția aia, că mulți oameni au și chestia asta de se critică da. în exces. Da. E mai mult o voce constructivă a unui prieten dracție Știi? Sau mai mult a unui părinte. E vocea aia de părinte care îți spune băi, tu dacă nu te ridici... Adică e efectiv vocea lui că care îți spune că nu te iubește nimeni în planetă asta, nu că te iubesc părinții tăi, știi? Și să-ți spună părintele tău, băi, mamă, tu dacă tu nu te ridici de aici, eu n-am cum să te ajut oricât aș vrea. Adică e genul ăsta de voce. Nu-ți da, 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 da. o voce okay, agresivă. Okay. E o voce docilă care are grijă de tine, știi? Adică mm. care te te vede din spate, știi? Adică vocea aia care era în capul meu, exact chestia asta și era cumva asociată cu mama. Băi, mă, mă tu dacă nu te ridici de aici, nu o să se... Nu, nu, nu cum. Oricât vreau, mi-aș da carnea după mine să da, poți da, da Eu da. nu pot. Okay. E treaba ta, știi? Adică e o voce de genul ăsta. Că nu, să nu se ducă în direcția de critică, da, știi? Da, da, okay. Okay. Dar faptul că vine vocea asta care spune băi, ridică-te, păi vine cealaltă voce care e la fel de blândă, știi? Adică, practic, cred că trebuie să te ridici cu două voci blânde. Oricât de ai fi. Tu ești vocea aia care îți spune, băi, mamă, ridică-te că doar tu poți da. și apoi mai vocea aia care te felicite exact cum feliciți copilul pentru muncă, știi? Aha, okay. Adică, bravo, ai mâncat azi. Bravo, ai făcut chestia asta. Bravo, ai făcut chestia asta. Și pe mine, mai... da, și pe mai, cel mai important lucru pe care eu îl văd este să te uiți în spate. Știi că, pe mine, ca orice om, te mai apucă stările astea puțin nasoale. Chiar dacă totul merge perfect în viața ta, exact cum ziceai și tu. Știi, mie mi se mai întâmplă. Adică, deși am totul perfect în viața mea, mi se pare că e totul ok, câteodată ajung seara obosită acasă și am o stare de tristețe. înțeles, pur și simplu, știi? Dar parcă o depășesc mai ușor față de cum o depășeam înainte. Adică, clar, procesul de vindecare nu e atât de rapid. Rămâne. Și gândurile, probabil, îți dau niște trigări, anumite chestii. Ajung seara obosit, probabil asocia cum era pe Moldova, habar n-am exact ce da. se întâmplă. Dar ajung seara acasă în unele sări, deși ziua mea a fost perfectă, în toate punctele de vedere, ajung și mi-o dă un film de tristețe. Și ce, că accepti starea asta acum. da, mă și știi ce m-a ajutat tot așa vizualizarea? Acum 2 ani de zile, de exemplu, când venea starea asta pe mine, m-a pucat plâns și mă culcam exact așa trist, știi? În schimb, acum o depășesc, exact ca cu apă M-am obișnuit cu starea și reușesc să o depășesc mai ușor. Adică când am intrat prima oară în apă am dus un meci cu mine acolo 30 de minute să mă -mi revin din tremurat. Acum când mă pun în 10 secunde nu mai tremur, deja mi-am calmat pulsul. Exact asta se întâmplă și cu, cu chestia asta, știi? Îți dai seama de progres în momentul în care te uiți în spate. Știi că multă lume are impresia, de exemplu, Domnule, gata, m-am vindecat, sunt complet normal, nu mai plâng noaptea, nu mai am nimic. Și șase luni de zile, iar o stare nasolă. Ce facem, a venit iar peste mine? Iar, iar, sunt, iar am preluat stările astea, știi? Da. Dar tu trebuie să fii conștient și recunoscător că acum șase luni de zile plângeai când se întâmplă chestia asta. În schimb, acum, pur și simplu, încerci să găsești o cauză și te gândești, bă, dar oare ce m-a trigăruit? Oare ce s-a întâmplat? Ce m-a întristat de am ajuns acasă și sunt așa, știi? Și încerc să cauți în trecut. Și din nou trebuie să te apreciezi pentru că este o evoluție clară față de cum reacționai acum șase luni și cum reacționezi acum. Mm -hmm. Adică, pe mine, okay, treaba asta mă ajută mult de tot, știi? Recunoștința asta din, din evoluția mea, știi? Mă uit la mine de fiecare dată și mă analizez. Bă, acum șase luni de zile când mi s-a întâmplat, nu știu, mi-a plecat antrenorul de la sală, reacționam așa, eram distrus, nu știam ce să fac. Acum, când mi s-a întâmplat treaba asta, Uite că am reacționat altfel. Adică mereu trebuie să faci o paralelă între tine de azi și tu acum câțiva ani. Să vezi, adică, bă, dacă mi s-ar fi întâmplat treaba asta acum cinci ani, cum reacționam? Și în momentul ăla realizez progresul. Adică mm -hmm. vezi cine ești azi și cine erai atunci. Știi? Eu mereu bă. îmi iau situațiile actuale și le exact fac contrastul ăsta. Să știi că asta o să împrumut din, din podcastul de astăzi, o să împrumut roata de rezervă, mi-a plăcut foarte mult, mi se pare, e reconfortant. Uh, mi-a plăcut uh, uh, promisiunea și încercarea, cre în, încercarea creșterii încrederii în tine însuți, ce îți propui da, tot ce să spui faci. Să se întâmple. Și partea asta cu, cu, vizualizarea, care se duce în atât de multe are. Adică poți să-ți vizualizezi ziua, poți să-ți vizualizezi tot. programul, poți să-ți vizualizezi uh, evoluția, poți să-ți vizualizezi stările și să le compari și să te să ai cele două voci. Una care, să te, una care să te încurajeze să faci lucruri și a doua care să te felicite pentru parcurs, pentru ce... Pe, cred că ăsta, de fapt, este cel mai important lucru, conștientizarea. Știi, adică mie mi se pare că conștientizarea este singurul lucru care te ajută pe tine să vezi dacă te duci în direcția bună sau în direcția rea ca și om, ca și calitatea vieții, știi? Adică să conștientizezi situația în care erai. Bă, acum doi ani eu mă duceam în fiecare zi și alergam dimineața, acum fumez o țigare. Bau, ai pus cele două paralele. Și atunci vezi, bă, eu ce fac? Eu ar trebui să mă duc în sus cu viața mea, nu în jos adică eu am înlocuit locuit în obicei sănătos cu un obicei prost. E clar mm -hmm. că ceva am făcut greșit, Vizualizarea și apoi conștientizarea. Și apoi includerea, să zic, unor lucruri simple în rutină și transformarea lor în rutină. Exact. Adică da, să zicem, ca să continui exemplul tău, anul trecut alergam fiecare zi, acum fumez. Eh, hai să zicem că de acum o să încep să Fumez, dar nu fumez acasă, fumez în parc. De asta înseamnă că trebuie să mă îmbrac dimineața, mă duc în parc, dau o tură de exact. parc și fumez acolo. Și poate în două săptămâni o să mă duc să dau tura de parc fără să mă. Exact. Fumez. Și uite, da. dacă toți suntem aici, înainte să încheiem, vreau să, să las o chestie pentru oamenii tăi care te urmăresc. Vreau să le las ce trebuie să, să implementeze. Da. Adică cum să implementeze și care ce rând? trebuie să implementeze. Chiar mm -hmm. vreau să le dau chestia asta for fești. Mm -hmm. Mulți oameni au plătit pentru ea din programul meu, dar chiar vreau să dau chestia asta pentru că salvează vieți. Adică chiar salvează vieți când ești acolo jos. Mm -hmm. Cum am reușit eu să schimb aia 50 de oameni din cei 250 de oameni? Le-am dat o rutină în felul următor, puteți să o luați să notați cu pixul efectiv. Deci primul lucru pe care îl faci ca să poți să-ți revii oricât de rău ai fi, începi mai întâi, îți alegi ori fasting, ori plimbarea de dimineață. De cele mai multe ori plimbarea, nu de dimineață, când te trezești tu, da. dimineața e relativ, uh -huh. Poți fi dimineața la prânz sau seară. Dar ce mai interesează pe mine, îți alegi, ori faci fasting-ul, ori faci plimbarea când te-ai trezit pe stomacul gol. Multor ali se pare greu fasting, multor se pare greu plimbarea. Știi, îți alegi una dintre ele, ăsta e primul care începe. În rest, faci tu ce vrei tu bea, fumează, mănâncă, faci vicii și așa mai departe. Deci Primul lucru, începi. ori te, te treci, ori continui. Da. Fasting-ul, da. cât îl continui? Adică, care e prima ora care mănânci? Uh, nu contează prima oră. Fasting-ul, adică eu îl încep, adică le dau oamenilor portisă între 12 și 16 ore. Uh -huh. Cu asta okay. să înceapă. Dacă nu ești pregătit să faci fasting-ul de 16 ore și ești o persoană slab disciplinată și da. de zero încep cu 12 ore. Bine. Sau te duci uh, să te plimbi. Sau te duci uh, să te plimbi, da. De 30 de minute, 20 de minute. Okay. Să fie peste 15 Bine. minute, știi? Bine. Dar Rata cea mai bună de succes a programului va fi în funcție urm în, f în felul următor ca și a mers. Ai să implementezi fasting-ul. Nu contează câte săptămâni sunt la dispoziție să l-implementezi. Faci fasting-ul prima oară. Poate să ți-o ia o săptămână, poate să ți-a -ți trei zile, poate să ți-a -ți două luni să te obișnuiești da. cu el. Okay. În momentul în care nu mai consideri un stres și nu te mai agiți atât de rău cu ore, cu mamă, că stai că mi-e foame, că nu știu ce, că nu știu cum scap de sevrajul ăla, ăla este momentul în care ești pregătit să mai adopți în rutină Și atunci faci fasting-ul 3 săptămâni cât e nevoie, până faci fasting plus plimbarea când te-ai trezit. Plimbarea, de exemplu, la fel, oamenii se frustrează pentru că eu le-am zis că trebuie să facă 40 de minute de plimbare. Și ei de exemplu nu au timp să facă și fac 20 de minute și încep să se gândesc că nu e suficient, că nu știu da. cum. Nu. Plimbarea aia e suficientă, și dacă cobor patru etaje, cobor și faci. Deci, ca să ieși de acolo din zona aia, rutina e în felul următor. Primul pas, fasting, al doilea pas, mers, da? Al treilea pas să începi să-ți faci duș, nu cu apă rece blană aici, la fel, oamenii nu poate să, 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 adopte stilul ăsta cu dușul, pentru că sunt extremiști. Adică omul vrea să ducă să-l dea blană și pe mă să intre în el. Păi nici eu nu fac asta, care fac baie rece de mult timp. Adică, uite, cum să te adaptezi la dușul rece, de exemplu, că asta e al treilea pas. Fasting, plimbare și pe mă dușul rece. Nu te duci cu el blană. E imposibil, mori. Te duci cu el să faci dușul tău cald. Păi te duci cu el la jumătate de apa călie pe care o poți tolera, apa din piscină, să zic vara, știi, exact apaia, care e ok bași capul, te învârți puțin acolo 10 secunde, pomul, o frimitură, dai -o la puțin de tot, mai așa să se schimbe puțin temperatura apei, din nou, mai faci o piruetă, mai mergi cu el, mai mergi cu el. În momentul în care e suficient de rece, nici n-ai ajuns la final, te-ai oprit. Gata, a ajuns pentru uh -huh. azi, știi? Okay. Deci, fasting, cardio, apoi implementezi dușuri Fiecare rutină în parte cât e nevoie. Dacă ai nevoie de șase nu pentru fasting, fă -o cu, oricum o să ai ani de zile care o să urmezi rutina asta. Deci, știi? fasting, mers afară, după care fasting, mers afară, dușuri apoi schimbat o singură masă, oricare vrei tu, o schimbi, restul le lași la fel. Când te-ai acomodat cu masa respectivă, adaugi încă o masă, pom adaugi un antrenament. Ideea e să dai timp suficient fiecărui lucru în parte. Pentru că mulți se ceartă. Adică eu le-am zis, de exemplu, băi, în două săptămâni trebuie să implementezi fasting, știi? Omul după două săptămâni în continuare e foame și nu reușește să scape de sevraj. Și atunci omul vrea să fie perfect și ce mi mie nu mai și cu fasting, mie nu merge, gata, mă las. Și da. revine acolo. dă timp suficient, acceptă-te, dă timp suficient în orice chestie. Dar fasting, plimbare, apă rece și pomă locuiești o masă. Și pomo singur creierul nu va mai vrea să mai mănânce o altă masă boschetară după ce am mâncat super sănătos dimineața, știi? Mm -hmm. Chestia asta la mine a mers perfect și n-a mers la modul doar că i-am schimbat. Am avut niște transformări cu ei excepționale, de la modul până l-am și întrebat, zic, bă, tu sigur n-ai avut și vreun doctor de te pe undeva în procesul ăsta al meu, că prea ai bubuit tu așa deodată, știi? Dar nu, omul a respectat 100% tot ce am dat și mm -hmm. efectiv a avut cea mai bună transformare pe care eu am avut-o ca și antrenor în viața mea. Adică, e o transformare. de... În doar patru luni de zile, omul a arătat total diferit. Adică, eu, care i-am dat programul, l-am întrebat dacă omul s-a dopat sau nu mm -hmm. la modul ăla. Și omul pur și simplu doar a vizualizat. A zis, băi, în timp ce mă duceam dimineața și mă plimbam, eu vizualizam sângele cum circulă prin mine, da. cum mă curăță, oxigenul okay. care se duce. Fentă în timp, timp ce făceam fasting simțeam cum vizualizam cum mi se topește grăsimea. Vizualizarea. Orice lucru pe care îl faci, trebuie să vezi ce se întâmplă, știi? Mm -hmm. Adică, le mai spun copiilor mei la lupte că ei de obicei vin obosiți de la școală, de la meditație și așa mai departe. Și din dintre ei sunt competitori, se bat, ne reprezintă sala la campionate naționale și așa mai departe. Și lucrează foarte lent. Le dau tehnica și zici că pictează. Și, ba, ba, și eu le spun, zic, bă, tu dacă lucrezi așa la antrenament, da? tu vizualizează că tu în meci nu o să ai explozia niciodată, să dai ba, ba, în timpul meciului. O să faci la fel. Și atunci le spun, în timpul meciului, în timpul antrenamentului trebuie să vizualizezi că tu ești în meci. Și fiecare combinație și serie și tehnică pe care o execuți, de exemplu, îți dau să faci 100 de intrări pe coaps. Tu nu faci 100 că ești la antrenament și că eu ți-am dat 100 și că contează să îndeplinești cele 100. Tu fiecare intrare pe care o faci și la față în față, tu fiecare intrare o vizualizezi că ești în meci și sunt ultimele 5 secunde și intrarea aia trebuie să fie ultima intrare din viața ta care îți schimbă meciul. Și atunci a fiecare intrare din alea 100 trebuie să fie ca ultima ta intrare care poate să salveze meci. Știi ce cam, cam, așa trebuie să facem și la sală, nu? să împingem ca exact. și exact. ultima. E, și în momentul în care am aruncat bomba asta de înțelepciune în sală, s-a schimbat totul la mine în sală. Mm. Adică copiii le-am zis, băi, decât să faci 100 de intrări în 3 minute, fom 10, dar alea 10 să și ultima celulă din corpul tău să muncească pentru ea. Și în felul ăsta îți garantez că orice tehnică pe care o voi face în competiție, o vei face la capacitate și explozie maximă. Mm. Și chestia asta la fel cu vizualizatul. Nu știu, mie mi se pare că tot în viața noastră se învârte în funcție de vizualizare. Adică trebuie să înțelegi de ce faci asta, de ce am venit azi aici, de ce m-am dus acolo, de ce am făcut aia. Mi se pare că trebuie să găsești scopul și tare, în orice chestie. Absolut orice. Zim te rog, de a încheia unde te pot găsi oamenii, unde a... sala, ce planuri ai. Oamenii, în momentan, o pot găsi în Vulcea, avem o sală în Horizu și una în Râmnicu Vâlcea. În București când veniți? În București, sincer să fiu, cred că o să vin destul de târziu. Pentru că vreau mai întâi să-mi fac ciurchinele meu în comunitatea mea acolo. Momentan m-am ancorat, deși sunt bucurești, am crescut la București, jet be jet cu totul. Îmi place foarte mult Vâlcea și vreau să extind acolo, pentru că am foarte multă susținere din partea instituțiilor și scopul meu acum este să mă dedic copiilor adică în ultimele șase luni de zile am tot fost cu campanie antiviolență prin școli am discutat cu copii și așa mai departe mm -hmm. și modul în care te apreciază și te respectă niște copii nu poate să o facă nimeni mm -hmm. uh, oamenii mă pot găsi pe Instagram codiță de beast, unde mai împărtășesc anumite secrete, dar le găsesc la tine oricum, mm -hmm. că ai dat cu tot ce să poate mm -hmm. le au la tine și un alt lucru pe care vreau să îl spun părinților, dacă toți suntem aici, că se uită foarte mulți oameni în vârstă la noi, este foarte important să-ți duci copilul la un sport chit că îl face de performanță sau nu îl face de performanță. Este foarte important, pentru că eu am observat că în lupta asta mea cu a aduce copii la sală, problema nu este la copil. De exemplu, am avut o activitate în mol și aveam saltelele puse în mol și antrenam copiii. Da. Copilul voia să intre pe saltea, dar părintele îl lua și îl tragea de mână și urca la food court și mânca KFC. Uh -huh. Ca să-ți dai seama. Deci copilul voia să se antreneze, nu costa nimic, scria clar, antrenament gratuit. Copilul vrea să intre pe saltea să vadă ce facem noi acolo și părintele nu l lăsa lăsat, probabil din cauza fricii de nou sau habar n-am, îl ducea sus să mănânce. Și ce-mi doresc eu e ca părinții să înțeleagă că sportul îți creează o placă de beton efectiv cu o încredere incredibilă. Adică devii conștient, în primul rând, prin sport de mică, că prin muncă aduci rezultate. Doar munca ți aduce rezultate, știi? Și pe lângă treaba asta, nu știu, îți dă... Nu știu, mă uit, mă uit pur și simplu la generația mea cu care am fost în clasă, de exemplu, când eram în liceu. Eu care făceam sport și ei care nu făceau sport, știi? Mă uit la activitățile pe care le aveam eu și activitățile pe care le aveau ei. Și e o balanță foarte mare. Adică eu cu timpul meu liber mă duceam la antrenament. Ei cu timpul lor liber s-au apucat de vici. Da. Știi ce spun? Și tocmai de asta mi se pare că e un echilibru fantastic între sport și școală. Nu merg fără unul cu altul, adică nu merg. Trebuie să meargă mână mână, dar trebuie să existe echilibrul ăsta. Și exact cum s-a mm -hmm. dat și exemplu cu te pregătește pentru adult, adică copilul ăsta se antrenează 3 luni de zile pentru un rezultat, exact ce se întâmplă. Se pare că sportul efectiv te pregătește foarte bun pentru societate când o să fii adult. Mm -hmm. Și în sport există și foarte mulți critici. Adică atât adversarii tăi sau colegii tăi sau antrenorul tău care de fiecare dată zice tu nu faci bine aia, tu nu faci bine aia, tu ești slab, tu ești nu știu cum, tu ești turecheat, tu ești... Când ești mic, toată lumea se de tine. Mm -hmm chestia asta te ajută mai târziu să fii oarecum încăpățânat. Adică dacă îți zice unul că nu e bine să faci aia, du o faci. Nu știu, pe mine m-a ajutat sportul să să, cum, nu știu, adică indiferent de ce mi-a zis oricine, chit că a fost un sfat bun sau nu, și mi-a zis uite aia e ușa, pe acolo trebuie să ieși, am luat toată camera și am dat cu capul în tot pereții până am găsit eu ușa de care zis punea unul, mm -hmm. știi? Adică, mie mi se pare că sportul îți dă o încăpățânare destul de bună. Știi, și, mm -hmm. și parcursul meu în liceu, toți profesorii îmi spuneau, a, ah, tu nu o să ajungi din ești un golan, tu volant, toată ziua doar te bați. Tu... Okay, și dorința de a dovedi cumva că... Da, și cumva okay. rămâi cu chestia asta și te ajută enorm. Și plus că -ți creează, îți creează, disciplina. Și când o să fii mare și o să pici acolo. Adică eu zic sincer că dacă mi s-ar fi întâmplat chestia asta, cum am picat la pade, nu puteam să mă mai ridic și n-aș fi avut sportul ca și fundație, eu nu cred că aș mai fi, aș fi mai dus de acolo înapoi, știi? Nu în știu dacă aș mai fi avut dorința aia din, să vin, știi? Adică, da. să, comparația față de cum eram înainte și cum sunt acum, știi? Adică, mi se pare că sportul, efectiv, îți dă colacula de salvare acolo, disciplina aia. Forever. Super. O, o încheiere mai bună de atât nici uh, nu cred că aș fi putut găsi, așa că îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai uh, și eu îți mulțumesc, uh, omule pentru chestia asta. Și uh, a fost, acum a fost un awkward hate handshake. Up. A fost așa. Uite, okay. fii îmi facem salutul pe care l-am cu copiii mei la sală. Vine da. în felul următor palmă, da. dos de palmă, da. pum, și Ai, în ea, da, Le-am explicat în Da, fii atent, le-am explicat un următor copilor. Palma înseamnă fair play, da. da, fair play. Pumnul faptul că suntem luptători da. și inima familia echipa, știi? Treaba asta, știi? Și sunt copiii topiți acum. toată vîlciat toți comiți, salută numai aici au Bau, bau, bau. bau, luptător, bau familie. Echipă. Ok, oameni exact. buni. Mulțumim că ne-ați ascultat. Până acum, băi, a fost uh, peste două ore, dar uh, a fost fix invers. Adică, mă uitam, au trecut două ore, dar mi se părea că a trecut o oră. Invers ca, decât uh, ca în lupte, știi? Aha, de, da, adică, da, 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 da. Mersi din nou, o să lăsăm, o să lăsăm în descrierea acestui vlog și site-ul tău unde ai și niște retrituri pe care le faci, nu faci tu. Da, de... facem niște retrituri unde, într-adevăr, retriturile alea sunt, de fapt, colacola -cola de salvare pentru oameni. Și încercăm să-i să le dăm da. cârligul la să ridicăm puțin de acolo, știi, să le arătăm un weekend cum ar trebui să fie. Super tare. Și găsiți pe site și multe alte informații despre codiță și unde îl puteți găsi, unde puteți să intrați în contact cu el. Mersi din nou, omului, și eu pentru, mulțumesc, pentru, pentru timp. Ciao. Salutare.